te cheamă cineva să cânți la nuntă, te duci? Sunt, nu-mi permit să-mi iau un de la, dar am zis că vreodată dacă aș avea bani să arunc, mi-aș lua un de la fără nicio istorie, pentru că e investiție. Sunt făcute de mână. Nu ard pe cox, ard pe clei. De fapt, totul cred că a început în trafic când am tamponat o babă. Ia uite-l bă și pe ăsta. Ce-i bă cu terminatul ăla? Bine ați venit la Stax TV, un nou material podcast aici la OMV. Pipera, vă zic ca să știți unde filmăm. L-avem invitat pe Vlad Micșunescu. Unul din nume. Zi-l pe tot. Cheamă Vlad Aurelian Constantin Micșunescu. Și am lucrat la o corporație cu mail lung și intra pe două ecrane mail-ul, probabil. Nu ți-a făcut și prescurtare? Vlad, păi, punct. Nu, n-au vrut, că au zis că politic. A zis, da, dar sunt și alți Gheorghei cu mai multe prenume. De la ea de ce le-ați făcut? Păi da, dar le-ai angajat mai vechi și a prins alte deleguri. Vlad are și el canal de YouTube, se ocupă de zona asta auto, dar până să ajungem acolo, vreau să vă spun despre OMV și vreau să vă spun că le mulțumesc pe această cale că ne susțin aceste podcasturi. Fără ei, poate noi am fi făcut, dar cu siguranță am fi făcut mai puține. Noi eram împinși de la spate să producem podcasturi pe bandă. Mă bucur că există, această colaborare și noi filmăm în OMV pentru că noi când eram tineri ne strângeam la benzinărie. Și ei vă guneau. Ei ne guneau, da. Acum nu. Și acum ne dau și cafea bună. Și cafeaua e bună, au un nou sortiment, dacă nu mă înșel chiar de o lună, se numește El Salvador. Puteți să-l încercați, puteți să ne lăsați în comentarii să ne spuneți ce părere aveți, dacă e mai bună, dacă nu, e vorba de gust. 0W30. Eu nu-mi dau seama la lucruri de astea, le-am spus oamenilor, bă, eu sunt țăran de la țară, nu-mi dau seama niște anvelope. Nu-mi dau seama de lucruri de genul ăsta, dar sunt sigur că sunt oameni care sunt pasionați de consumul de cafea și își dau seama când o marcă este premium și știu ei cum se face treaba. Ce faci, mă? Iar te joci? Băi, de data asta nu mă joc, fac ce știu eu mai bine. Adică stau pe telefon. De ce stau pe telefon? Stau pentru că de 23 de ani, încerc să ajung la Gatebil, să filmez și să vă arăt ce nebunie se întâmplă acolo în Suedia când vine vorba de mașini modificate. Și am găsit o aplicație, am o șmecherie și mi-au bilete de avion mai ieftine. Cum? Păi să-ți explic. Am o aplicație, se numește Surf Shark. Este o aplicație care schimbă VPN-ul. Și atunci eu pot să zic că sunt suedez și cumpăr biletele de avion din Suedia, deci le iau mai ieftin. Îți descarci Surf Shark și poți să conectezi un număr nelimitat de device-uri la acest cont. Deci toți prietenii tăi și familia și așa mai departe poate să se bucure de Netflix. Netflix ca și cum ar fi nemți sau americani. Toți prietenii tăi sau toată familia ta poate să se bucure de anumite promoții care sunt în anumite țări. De exemplu, la noi nu există. La noi sunt diferențe de preț. La noi, uite ce cască mi-am luat, tot cu Shark. Tot la preț bun. De pe internet, că acum trebuie să folosim internetul în favoarea noastră. Pe lângă faptul că poți să-ți cumperi lucruri mai ieftine, cum ar fi bilete de avion sau orice alte produse la discount în alte țări, ai siguranță la navigarea pe internet. Poți să descarci, poți să intri pe torente, să downloadezi muzică, filme și așa mai departe, cu identitate ascunsă. Pe lângă asta aveți subscripții mai ieftine la HBO, YouTube Premium. Poți accesa site-uri care sunt blocate pentru România. Aici nu mai vă zic eu cu fetele, cu OnlyFans, nu vă zic, n-are nicio legătură. Nu uita, în descrierea clipului ăsta, în care noi facem această reclamă, găsești un link în care poți primi aplicația pentru 3 luni gratis și 83% reducere pentru următoarele. Ce este super tare în toată chestia asta este că, de exemplu, YouTube Premium în India este mai ieftin. Doar v-am dat așa un hint. Să ne întoarcem la Vlad, cu multe nume și cu corporații și cu canal de YouTube. Eu sunt ferm convins că majoritatea oamenilor care se uită la noi se uită și la el și îl știți, dar vorbim pentru cei care nu-l cunosc și, sau poate nu-l cunosc atât de bine sau poate cred că știu, dar nu știu, și o să ne explice el cum a plecat el din corporație și s-a apucat de YouTube. Păi, și o să mă opresc. Da, eu și încă 3 milioane din generația mea am făcut ASEO, cum se făcea pe vremea aia, și țin minte că mi-a plăcut tot timpul mecanica și pasionat de mașini, mecanisme, chestii, și eu întrebam pe ai mei cum e cu nu știu ce pistoane, brațe basculante, și oamenii spuneau
în limita priceperii, dar evident că nu, la un moment dat se oprea know-how. Okay. Și atunci am început să-mi construiesc singur din Lego chestii de genul. Adică am văzut mecanismul ăla de ștergător de la Mercedes-urile alea din anii 90. Cu... Care era un singur ștergător și eu nu vedeam ce tot parbrizul. Încercam să intuiesc și mi-am făcut eu o chestie pe acolo și, sau nu știu, ușile de la tramvaiul 34, care aveau două, câte două pe fiecare parte da, și da, se retrăgeau într-o dată. Se strângeau frumos. Și... mi-am dat seama că îmi place chestia asta cu tehnica, mecanica, dar nu mi-a plăcut ideea de matematică făcută așa, aiurea, și okay. De asta n-am ajuns la politehnică. Nu știu dacă să-mi fie rău sau să-mi pare rău sau nu, că până la urmă am ajuns în punctul în care folosesc chestiile astea acum. Și na, era vibe-ul ăla în anii aia, că să lucrezi în bancă, economist, ceea ce na, era un traseu destul de previzibil de bun atunci. Și am fost la... De fapt, totul cred că a început în trafic când am tamponat o babă și un amic al unui amic m-a ajutat cu niște poliși să-i repar bara la babă. Și, și aia n-a mai sunat. Că, domne, gata, mi-ai distrus mașina, nu știu cum, zic, las că mă ocup eu, vin acolo că știu ce e de făcut și n-a mai sunat. Și, mă rog, am ales cu un amic nou. Știu. Și ăsta a lucrat la BCR în perioada respectivă și acum, de altfel, unde am ajuns și eu să lucrez ulterior, da? Da? Așa. Și la un moment dat, că avem nevoie de oameni, că nu știu cum, m-am învățat acolo ce era examen, interviu și m-am angajat la ei pe real estate, pe imobiliare, de-am credite de case. Și 11 ani asta am făcut și... mă poreclisera aia, împăratul creditelor ipotecare și alea, dar fa zic că șeful dădeam... la credite. Nu știu, am dat 10.000 de credite, cred, da, din okay. alea și inclusiv pe aici, prin toate cartierele astea. Și de acolo, mă rog, mie îmi plăcea ce făceam, lucram cu oamenii, creditam de ăștia străini, în engleză, în spaniolă, okay. de toate. Și aveam, să zic, un traseu destul de interesant acolo, că interacționam și cu oameni cu funcții din astea de până guvern, de la bancă, adică îmi plăcea. Era, nu era standard. Doar că, na, știi cum e, pasiunea de asta cu 2000 ceva de lei pe lună nu prea merge. Și tot încercam să mă mișc stânga-dreapta, mai o mărire, o ceva, adică nu cerșeală, era pe merit. Știi? Și mi-am dat seama că știu mai mult decât oamenii care mă coordonau. Da. Și era o frustrare adunată și le-am spus că nu mă consider vreun boem, dar place și mie un schiu, o barcă, o pasiune. O sunt și om, mai vorba aia, am și eu de cheltui bani. Știi, da. Exact, știi? Și face, da, dar uite că de fapt tu... nu-i problema de că te plătim noi prost. Ai tu ce cauți cu haine scumpe, cu nu știu da. Cum zic, bă, dacă Polo e un brand scump, no. nu știu ce să vă zic. Și spuneau că ia-ți de la IDM haine, ca să vezi că de fapt tu economisești cheltuind mai puțin o de-asta. Și zic, da, dar nu e ok ca un director de nivel să aibă haine de la IDM. Și au fost foarte multe situații în diverse corporații la care am asistat personal, unde cum ținut aia... care nu era stil italian, a afectat bunul mers al ședinței. Pentru că știi cum e, italianul vine gătit, alea, pantofi, costum curat și îți apare un ăsta fără dinți în gură. Care îți povestește lucruri și zice el că așa, așa trebuie. Și el a zis, eu mă ridic și plec, pentru că consider că nu avem un... nu suntem pe același picior de egalitate și nu... eu m-am pregătit, mi-am luat liber o zi, m-am dus să-mi caut costum, nu contează cât a costat, simplu fapt că timpul meu a fost canalizat pe chestia asta. Tu, se pare că n-ai făcut asta. Și de acolo, mă rog, s-au adunat frustrări, ajunsesem un executant, să spun așa. Și am migrat la o firmă de brokeraj cu care colaboram, în timp ce mi-am cumpărat și mașina care m-a lansat pe treaba asta cu YouTube, Honda Accord, cele nouă, K24, toate alea, de la o colegă, fi mașina lor de familie, cu... niște bani foarte munciți, să zic așa, cum se întâmplă la multe mașini. Și mi-a plăcut din ce în ce mai mult mașina. Eu urmăream canalul Atelierul de Detailing de vreo jumătate de an, în perioada, cred că era 2019 atunci, și aveam niște poze cu Opel-uri, cu legume. Știi cum e? Soarta oricărui Opel e să care legume, muncitor, materiale de construcții și remorci în orice combinații. Soarta clară asta este, adică vezi, încep să vezi de-astea Zafira... noi, insignia noi, care au ușor, ușor o varză în spate. Ușor. O remorcă, ușor, așa, știi, în 10 ani o să ajungă cărătoare de legume. Mă rog, foarte bune mașinile, că de-aia și ajung să, da. Să le... raport acolo, preț-calitate. Adică nu degeaba
ajung să fie cărăuși, da. Și i-am trimis lui Cosmin, cel care a fondat practic acest canal, pozele alea cu titlul de Caterinca și mă rog, din vorbă în vorbă, tu ai mașină, dacă tocmai mi-am luat, ia filmează. Și am filmat-o așa, din telefonul, din mână, și a plăcut, ce mai e, motociclet, fă-o și pe aia. Dar n-au prietenit niște mașini, fă-le și pe alea. Și m-am trezit filmul mașini. Okay. În timp ce lucram în treaba aia cu brokerajul, doar că eu am plecat din back office, din bancă, unde lucrasem deja de 3 ani și mie nu m-a sunat telefonul activ de la clienți cu, știți, vreau credit, chestii, și nici n-am fost de principiu să... tot felul baze de date, telefoane și să stresez oamenii. Adică vroiam să fie o chestie sustenabilă și mi-am dat seama că nu mai îmi place. A venit COVID-ul, oricum s-a asistat activitatea și am avut acolo de 3 rate puse deoparte să stau liniștit și am început să filmez mașini și despre mașini. Că filmam și, de exemplu, când era pandemia și nu aveam voie pe afară, eu mă duceam în mașină în fața blocului cu cameră, vorbeam de frâne, de discuri, de tot felul. Și de acolo, mă rog, a început toată chestia asta. S-a și monetizat canalul ulterior, că na, sediu social al firmei, practic, e la Craiova, care okay. era considerat probabil polul crimei, alături de alte orașe din țară. Dar, mă rog, ideea e că nu venea codul ăla nenorocit de la YouTube, okay. știi? Și noi n-aveam cui să scriem, ne-a ajutat un coleg de Brașov. E complicat cu YouTube-ul, complicat, și comunicarea da. Foarte complicată. Adică noi am făcut suta de mii de follow-uri, mulțumită tuturor da. Celor care au activat pe canal, că nu e meritul meu sau da. Așa. Și n-am primit placa aia de la... Și nici nu păi se poate primi faceți... că n-ai cum să scrii, știi? Și am zis că mă duc și fac una la obor dacă e să cum adică n-ai cum să scrii? Păi n-ai cui să trimiți, că nu există. Îți zice Marius, îți zice Marius și o primiți, nu e panic. Și în final s-a dat drumul la toată treaba, ne-am luat și noi niște echipamente de doamne ăștia acolo, o cameră, un microfon și... Na, de-astea nordice. Da, de-astea nordice, da. Că scria cineva, domne, țiplă nordice ăștia la sisteme audio, la... prin faptul că-s rode, da? Asta de fapt e firmă din Australia. Așa, zic da. Că eu, mie îmi vin multe întrebări și nu vreau să te întrerup. Vreau și să... așa, pe scurt, practic, a fost o chestie de la sine. Nu mi-am propus să fac chestia asta, dar mi-am dat seama că îmi place ce fac. Am avut ocazia să schimb domeniul în sensul de a mă duce în IT. Am învățat pentru o certificare, urma să dau un test, dar mi-am dat seama că nu o să-mi placă, chiar dacă probabil aș fi câștigat simțitor mai mult decât o fac acum din YouTube. Dar, pana mea, îmi place ce fac și mă regăsesc în chestia asta. Și în sfârșit, după jdan de desfăcut la motoare, practică, documentări, că am avut și eu tot felul de tovarăși cu motociclete, mașini, mă băgam pe acolo să ajut să da. Chestii mai mult sau mai puțin mă, complicate. Când, cum să spun eu, când... place lucrul respectiv, ești interesat activ să vezi și da. Te duci și știi, îți place să cauți acolo, să găsești răspunsurile care, cum să spun, poate tu pui niște întrebări stupide, să zicem, în capul tău, acolo. În capul tău nu sunt conexiunile făcute perfect, dar ăla-i pe ăla care e mecanic, îți explică ăla și, mamă, ce tare, am învățat ceva, e cum să spun eu, na, cum poate unora le place să caute, nu știu, prin pământ tot felul de, nu știu, urme de ceva. Ai fost și la asta, așa? Acum vreo săptămână. Așa? Așa e și asta, știi? Îți place să descoperi lucruri, că te interesează da, pe tine, place activ. Să, exact, că mai ales consider că făcând treaba asta cu nișa mea de detaliere tehnică, că da, probabil multora li se pare plictisitor formatul. Eu am zis că mă sinucid. Mașină, eu am zis că mă sinucid. Eu am zis, i-am zis lui Nadia Pietreanu, mi-a dat insignia GSI. Să mergem la, știi? A, când ai fost la da. Ceva Bacău, Iași, ceva Bacău, știu, da. Și zic, hai mă, să mă uit și eu pe net, să văd ce zic. Și am dat de tine. Și zic, gata, mă. Fix mașina era, da. Fix da. Mașina aia, zic, gata, mă, ești nebun. Și nu ți-ai ajuns drumul până acolo. Băi, ascultă, și dau să mă uit. Zic, hai mă, să văd și eu ce zice de mașina asta, că zic, băiatul ăsta sigur a studiat, a făcut, băi, cred că m-am uitat jumătate de oră și pe aia am scris lui Nadia. Băi, zic, dacă vrei să te sinucizi, am mesajul, ți-l arăt. Dacă vrei să te sinucizi și nu știi cum, zic, te uiți acolo la clipul ăla cu GSI și jumătate de oră îți dau ceva, și un somn, eu m-am uitat jumătate de oră, am aflat istoria cu Sab, cu mama lui, e foarte bine, adică e foarte mișto ceea ce faci doar tu. Doar că-s materiale lungi. Pentru astea, că da. Sunt, da. Ai, cum să spun eu, publicul tău, targetul tău de oameni asta care vor să... Adică, știi, eu le-am spus oamenilor, băi, oricât de nebuni ați fi, nebuni, ghilimele, oricât de, nu știu, greșiți față de societate, că le-a zis, wow, uite fiecare câte are nișa lui. Fiecare își găsește păi, nișa lui pe eu YouTube. Păi dacă fac lungi, Robert Adam cum le face de 9 ore la o mașină, știi, adică... Da, sunt și totuși oameni... se uită lumea la ei, știi, adică... Da, sunt, adică sunt și pentru oameni un target care poate să fie mai mare decât altul. Eu am vrut să le fac mai scurte, dar au zis ăștia, nu, că fă-le noi lungi. Știu. Da, mă, și noi primeam mesajele de genul ăsta, fă-le lungi, știi? Dar am zis, bă, nu e ok că YouTube-ul indexează 20 de minute, da, cu tare. Complicat. Da, e, na, din punctul meu de vedere, e mișto să faci ce vrei tu pe internet,
cum îți place că ție și să nu te iei după nimeni. Pentru că oamenii în general îți dau mesaje cum își doresc ei să vadă lucrurile, știi? Și poate se filtrează automat. Da, ideea ta e cu totul și totul altă și atunci e bine să te ții pe ideea ta, chiar pe dacă... Pe mine mai distrează ăștia care intră și te ceartă, că zic, da, problema e la tine, că de ce te uiți și te enervezi? Aici era un subiect, că mie îmi place să le dau informații oamenilor, știi? Adică consider că, bă, hai mă, să le dau niște informații, că nu toată lumea știe și nu înseamnă că ești prost dacă nu știi. Înseamnă că nu te-ai informat în direcția aia. Poate vrei să știi, aia contează, știi? Da, nu te-ai informat în direcția aia, poate meseria ta e alta, poate ăsta e doar un hobby, mai afli și tu lucruri, ai și tu o mașină, nu toată lumea trebuie să se priceapă la mașini. Corect, sunt mecanici, sunt oameni care fac chestia asta, ăia, lasă-i pe aia, tu fă bine ce faci tu, uite, în bancă. Uite, habar n-am, electrician, fiecare cu meseria lui, fiecare cu meseria lui și fii foarte bun pe meseria aia, asta nu strică niciodată. Dar să vrei tu să le știi pe toate, e puțin greșit. Și n-ai de ce. Să știi puțin din fiecare, e ok, e bine. Mai ești greu un să om fii informat, performer pe dar tot. Să fii așa super bun pe toate lucrurile... Nu e timp. Ce știi tu, domnule? Tu știi doar mașini. Și? Adică ar trebui să știi mai multe sau ce? Păi da, domnule, dar... Bine, iartă-mă pe mine. Fiecare și tu poți să știi doar cărămidă și tencuială. Mi se pare că ești un om incomplet. Era pa din contră. Meme-ul ăla cu ce faci, iubitule? Uite, fac o baie, udă și mi-o poză și ăla punea faianță. Da, corect. Și asta legat de oamenii care comentează pe internet la noi. Războinicii de tastatură. Războinicii de tastatură. Era, vreau să ajung aici. E frustrant când vezi, pe mine mă șochează cum... Ei comentează niște lucruri care nu sunt reale. Înțelegi? Deci nu funcționează, știi? Dar da, ei le comentează acolo cu atâta ardoare și pasiune în ceea ce scriu, încât mă șochează cum sunt atât de convinși de niște lucruri care nu sunt reale. Exact, da. Înțelegi? Deci sunt mai mulți care zic același lucru, da, pentru că au văzut pe alte canale, cum era, de exemplu... Nu știu, cu consumurile la mașini, cu de-astea. Era, de exemplu, știi, corectorul ăla de vopsea? Da. De era la teleshopping gen. Ai văzut, avea un creion culoarea mașinii și avea o zgârietură, dar el cu creionul era perfect. Îți lua și îndoitura. Da, era țiplă impecabil. Toată lumea, nu, domne, așa se face un corector de acolo. Am avut un băiat cu o Tesla care a venit la mine la atelier și mi-a zis că vrea cu corector. Și am făcut corectorul. Păi cum, domne, se vede așa? Păi da, cum vrei să așa se vede în realitate. Dacă vrei pe video, facem să nu se vadă. Facem poză mai de departe, e impecabil, ești nebun. Facem poză la altă Tesla. Dar pe tine te-a costat 15 lei reparația sunt asta de elemente... versus 1000 de lei sau 1500 sau așa. Adică hai să punem în balanță și costul pentru pretențiile respective. Adică acum noi ce vrem? Credem că găsim rezolvarea la toate barele de plastic cu apă caldă? Și cu o ventuză de aia de WC-ul și gata, toate le tragem și... de fotbal umflată pe sub... Toate le tragem și toate funcționează. Nu. Sunt, de exemplu, bare de plastic care nu se pot lipi. Așa sunt făcute din fabrică, să nu se poată lipi. Asta le spuneam, că și alea se pot lipi cu o soluție specială de la 3M, care pe vremuri costa 100 de euro soluția aia pentru o bară, o spărtură. Aproape cât o bară de multe. Aproape cât o bară, depinde de producător. Da, de asta zic, dar... asta vreau să te întreb. Cum reacționezi tu la comentariile agresive ale oamenilor? Mai ales, adică, înțeleg ca oamenii să-ți dea feedback acolo și să spună, bă, nu-mi place de fața ta. Da, nu-mi place de fața ta. Adică dacă omul okay, zice, înțeleg, ai înțeleg. O neclă de oligofren și așa, da, argumentați, da, mă, am înțeles, uite, așa. Adică nu, până la urmă știi cum e, contează feedback. Ce transmiți, nu neapă feedback gift. Exact, înțelegi? Feedback is a gift. Și sunt mulți dar să fie feedback constructive acolo să în nu exprimare. Fie dar să nu fie grobianism. Și fiind berbec de zodie, n-a recunosc că mai înțare și mie țandăra, dar mă calmez. Adică n-am de ce să mă enervez să iau asupra mea chestia. Astea mă enervează în schimb când respectivii sau, nu știu, alți colegi de breazlă se iau de urmăritori. La modul, știi cum e, tu ești prost că te uiți și la alții, nu numai la mine, ceva de genul văzut. E o lume liberă, știi? Adică nu bem numai o marcă de apă sau așa. Adică e chestia de orizont. Dar cât de îndoctrinat să fii, aia zic, îndoctrinare. Să mă uit doar la unul, să consider că ăla deține adevărul suprem, ăla știe toate lucrurile, ăla prezintă cel mai bine, ăla este cel mai corect, ăla nu ia bani niciodată de la unul să promoveze ceva. Altfel ar fi un singur canal de YouTube. Da, nu merge, adică nu știu. Și fiecare are farmecul lui, repet, cum la tine cu detalii, cum băi, mă uit de cine a făcut motorul, când, cum, ce a pus. Alții cu Caterin, alții cu service, alții cu detailing, alții cu habar n-am, adică nu e asta, da. Din partea mea să fie cât mai mulți oameni pe internet care
Și compar cu, îmi place să mă uit la comentariile de pe canalele străine pe care le mai urmăresc, unde nu se ajunge la genul ăsta de insulte. Adică vezi forumuri de mașini de sute de mii, da, unde sunt foarte civilizați, nu se dau marcă ce are. La noi m-am uitat pe grupuri din astea de... Nu, la noi e jale. De 2000 de euro, sunt niște întrebări de te doare. E jale la noi. Eu am văzut în lumea asta mașinilor modificate, mă mai uitam și eu pe forumuri și alte... grupuri, să zic așa, de Facebook ale străinilor. Salut, colegiul mecanic. Salut, mecanic. Grupurile străinilor care erau puști, să zicem, sau neapărat puști, oameni la 30 de ani care își făceau mașina acasă, că în Anglia și în țările astea cu apă caldă, e mai greu cu serviciu. Serviciul e scump. Nici n-ai voie cu self-service și cu de-astea. Serviciul e scump și atunci oamenii își mai fac pe acasă. Și erau niște băieți, chiar mă uitasem la o de asta, în care un băiat își vopsise mașina cu spray-ul. Vopsise mașina cu spray-ul, a pus poze și toată lumea îl lăuda. Toată lumea. Bravo, frate, deși ai la făcut-o noi, tu. Exact, l-ar fi luat că e ultimul sărac. Ai făcut-o tu, ai nu știu ce, lasă că e bine așa, lasă că nu știu ce, lasă că pe următoarea să-ți iasă mai bine. În poze mașina arăta relativ bine. Eu știam, n-are cum. Dacă o vezi în realitate, mori, vomiți, înțelegi? Dar lumea nu dădea cu hate. Lumea nu dădea cu hate. Bă, ce ai făcut, bă, țărane, prostule, nu știu ce. Ca la noi, da. Nu. La noi e hate-ul ăsta specific, care probabil vine, nu știu, din frustrări adunate. Frustrări sau experiență puțină în spatele tastaturii, adică și avem 30 de ani de internet. Adică. Și mai e chestia asta acum, na, toate mașinile astea moderne, evident că super tehnologizate și mi se pare că se blochează pe un singur lucru la ele atât. Adică, domne, nu mi-aș lua de la să ai o abject, o oribilitate, care nu știu ce ecran. Zic, da, dar are și un V8, adică dă-l mă de ecran, da. Știi că... E ultimul lucru la care te uiți. Da, și zic, hai să mai vedem așa. Nu zic că trebuie să-ți placă obligatoriu, dar vezi tu părțile bune dacă tot se poate. Da, nu e neapărat că trebuie să-ți placă, dar poți să ai o discuție la obiect despre lucrul respectiv cu bune și cu rele. Nu poți să generalizezi și să zici, a, e un căcat. Cum mi-a zis mie unul în podcast, că asta o să-mi rămână în cap forever, și mi-a zis așa. Lui Hamilton, dacă iei mașina, adică dacă Hamilton n-are cea mai tare mașină după grilă, e nimeni. Băi, e nimeni ăla. Deci ăla e nimeni, mă. Deci ăla dacă... Ăla e nimeni. Ăla nu știe să meargă. Da. Ăla nu știe cu mașina. Dacă îl pui, el nici nu știe să conducă. El nu știe... Merge singur. Nu știe care e a întâia, a doua, înțelegi? Dar pentru că are o mașină foarte performantă, el da, e și campion de 7 ori sau câte ori a ieșit. Că merge mașina singură, că da. Că a avut noroc de mașină, că altfel, uite, nu mai are mașină, gata, numai că e nimeni. Adică... Eu înțeleg că se fac niște afirmații. Eu înțeleg că ai afinități și astea, luăm lucrurile, corect, cum să spun eu, pe internet așa, super relaxant și zic și intru și eu acolo să-l înjur, mă. Intru, ce fac? E, bă, pula în ăla. Pac, intru acolo și-l înjur. Pac, mi-am văzut de viață mai departe. Ăla se frustrează, rămâne pe partea aia. Bă, ce m-a înjurat ăla? Ce are cu mine? Ce să fac? Da. Și eu mi-am făcut de treabă, pac, am înjurat și m-am dus, mi-am văzut de viața mea, știi? Da? Toată e bine să ne gândim un pic înainte să scriem, să vedem, bă, cine ar putea să vadă mesajul ăsta. Sunt mulți pe internet care nu mai răspund. Eu cred că își dau seama că au greșit. Înțelegi? Da, că asta e o soluție în ideea în care n-ai cum să-i schimbi pe ăștia. Adică nu, e iurea să stai să-ți ocupi timpul. Cu siguranță. Eu, dacă, de exemplu, văd un fir de comentarii în care e și unul din ăsta, răspund pentru conversație, nu fix lui. Adică, și mai departe se taie între ei acolo. Dar majoritatea, ți-am spus, din ce am văzut eu din hate, din comentarii de-astea de hate, că nu e adevărat, că nu știu ce, nu, că ai furat, nu știu cine, ai păcălit. Presimt în ochii tău. Înțelegi? Și răspunzi, salut frate, da, zi și mie, ia zi și mie cu argumente aici, de ce am furat eu, ce am făcut eu, ce s-a întâmplat, ce nu știu ce, s-a terminat. Adică 98% din ei nu mai răspund, da, nu mai există. Da, asta vorbeam noi acum până să ne apucăm, că eu sunt pasionat de multe chestii, nu numai de mașini și mi se pare că expunerea asta mă lasă să mă exprim. Adică eu nu mă consider vreun faimos sau vedetă, chiar dacă recunosc că zilnic am conversații pe stradă, bănesc că și tu pățești. Dar unii se mici, wow, îmi răspunzi, dar ce, sunt vreun zeu sau sunt un om, știi? Adică... Da, pot să... Asta cu răspunsul e o discuție lungă și eu am zis, bă, mi se pare normal și de bun simț să răspunzi. Așa mi se pare normal, adică și de bun simț. N-am avut interacțiuni nașpa să mă înjure vreun sau așa, dar sunt salut, uite, îmi place ce faci, bă. Și erau foarte mirați că la o chestie de asta simplă răspuns. Păi, da, mi se pare normal. Mi se pare la normal. La fel că și eu văd oameni cunoscuți pe care îi admir și așa și am avut ocazia să interacționez. Simțeam așa o exaltare că în apropierea lor și era mișto, adică interacționam cu persoane care îmi plac, știi? E
consider că încă poți să faci asta. Dacă ai fi super vedetă și ai da, primi sute cum, de mesaje, nu că și așa să răspunzi, e, știi? În spate sunt multe mesaje și așa, dar e imposibil sau să forma răspunzi. Naturală așa și. Practic eu fiind pasionat de mi-a plăcut muzica, am învățat singur scând la pian, acordeon, saxofon. Așa, în limite normale, știi? Adică la saxofon știu două, trei melodii, nu pot să zic că bun. Sunt vreun meșter al instrumentului. Știi? Am încercat, nu e de mine că e greu cu suflatul cu alea, dar am învățat cu degetele pe acolo cum e și m-am concentrat pe acordeon, ăla mi-a plăcut cel mai mult. Și un instrument ăla mi-e de complicat și scump. Adică un acordeon de la cum au ăștia pe la... Șmecherii, da? Este, adică ce văd ăștia anume, de exemplu, că s-au pănuiesc că vă uitați la podcasturile lui... Andy Moisescu cu seria aia cu lăutari. Da. Toți lăutarii care au venit acolo au acordeoane care valorează cam 15.000 de euro bucata. Și au multe, știi? Sunt, nu-mi permit să-mi iau un de la, dar am zis că vreodată dacă aș avea bani să arunc, mi-aș lua un de la fără nicio istea, da, pentru că e investiție. Sunt făcute de mână. Și e diferență la cum se aud? Diferență la cum se aud, la mecanică, la tata lor, sunt italieni. Okay. Castelfidardo e o localitate lângă Ancona unde s-a inventat acest instrument în forma modernă. Okay. Și acolo există niște firme care sunt din tată în fiu și care contra cost fac absolut orice. Poate să spună fața ta pe burduf, de exemplu, scris din cristale Swarovski numele tău, personalizări din asta, pentru că asta se cere, adică la manele, nunți și ce fac ăștia, vor niște chestii și vor... fil de jmahon, chestii. Opulență. Și ăștia, da, foarte bine făcute. Și eu zic, bă, nu-mi permit un dăla, n-ar avea rost să investesc în ceva din care nu fac bani, că nu, e doar un pleasure acolo în spate. Și am tot avut, exact ca la mașini SH, că am făcut paralel asta, noi știm doar acordeoane nemțești. Pentru că RDG-ul, asta s-a putut aduce, care aproape. Nu sunt ce trebuie, nu sunt foarte fiabile, să zic așa, ca cu metodă de construcție. Se aud ok, sunt așa, dar sunt complex. Italienii au mult mai bune, un doar suflet, că noi nu le-am, nu le-am avut decât în zona de Banat, adică Severin, pe acolo unde erau contactul cu sârbii, știi? Și în final, după ce, mă rog, m-am umilit eu cum era, mi-a luat un acordeon nemțesc, model Weltmeister Cantora, pe care n-am apucat. I-am făcut eu un film tehnic, cum funcționează, dar n-am apucat să-l introduc în prezentări, că l-am vândut. Că a venit COVID-ul și era un pic de foame. Și l-am dat oricum pentru că acordeoanele noi sunt digitale. Toți vor electronic acum. Okay. Ca să nu mai aibă microfoane, doze, fire. E mai simplu să scoată digital, sunetul din el. Calculatoare, chestii. Știi? Okay. Și nu se mai caută astea natur, doar okay. Așa, de pasiune cântat în casă. L-am dat, mă rog, și zic, vreau neapărat un acordeon. Am luat unul de împrumut de la un amic și era ceva basic. Și în final am găsit la niște pocăiți care se ocupă cu chestia asta în Bistrița. Un acordeon italian care este foarte plin de strasuri așa și tot felul de cristale Swarovski, scrie Tony pe el, bănuiesc că un domn Tony din Italia și l-a customizat pe acolo. Și am dat puțin pe el pentru cât face un instrument din ăla, doar că evident nemulțumit că bate troncă ne toate alea și zic, bă, nu mă apuc eu recau, să-l repar. Recau. Trimis frumos Atlasib în okay. Italia, l-a reconstruit și o să vină cândva, nu știu, mai stă o lună pe acolo și... De la niște polemici care au fost pe canalul nostru în trecut, foștii colegi au început să facă mișto de mine, că acordeonist, că instrumentul sărac, că de-astea zic, dacă ați ști cât costă un din ăla, v-ați reconsidera un pic opiniile. Mă rog, mie îmi place să cânt melodii la mașini, să... Și am zis că o să le iau odată, da. Că mai plecăm pe la vreo deplasare de asta, da. Că trebuie. Am vrut să le iau atunci, numai că nu l-am avut acces la el, era într-un portbagaj la altă mașină. Da, dacă te cheamă cineva să cânți la nuntă, te duci? Băi, nu am așa repertoriu, adică bă, aș cânta, nu, te aș cânta ca așa, fan, așa, dar am mai făcut melodie, faze din două, astea, gen. Da, Caterin și din astea, deci da. Te duci? M-aș duce, da. Te duci, da. Deci dacă da, aveți nuntă exact. Și îl vreți pe om acolo să vă bage da, o melodie, da, n-am un repertoriu de ăsta. Lasă-mă că dacă te cheamă, bănuiesc că îl îmbogățești. E o problemă pe care, mă rog, numai cine e priceput să zică în muzică, știu eu că îl țin invers. Pentru că eu sunt stângaci. Okay. Și îl țin așa cu totul rotit pe dos. Incredibil. Cred că sunt unul din puțini. Știi, când se uită ea la mine pe la magazine și asta, dar cum și vedeți de ce? Vedeți că a spus-o știi? La invers. Da, nu, da, domnul, da. Domnul, a spus-o la invers. Exact. Și din păcate nu pot să avansez peste un nivel, dar îmi place foarte mult să-l cânt. Și mulți mă întrebau că așa și testam oamenii. Deci mie mi-a zis un angajat de la un magazin mare și suedez, că e unul singur, ce legătură este între Saab, Volvo, respectiva firmă și niște melodii de ABBA. Păi zic, tu lucrezi la firma aia care e din Suedia și mașini, așa, nu faci legătura, știi? Și sunt oameni care nu înțeleg chestia asta, mă ceartă că de ce cânt, că e țigănie, că zic, frate, e metoda mea, dar mă exprima, adică... Aici.
Aici e o discuție lungă și legată și de manele. Exact. Nu e chiar așa. Muzica e muzică, nu? Hai să nu... Și e muncă. Indiferent că e manea sau că e muzică clasică, oamenii am muncesc să cânte. Mai oricum, am mai vorbit un filmări de pe tema asta, știi? Sau dacă scoți versurile de manele din context. Da, am făcut un exercițiu. Nu mă, dar sunt... Acum... Adică contextul e problema, dar nu fix ceva în sine. Da. Melodia e... Am zis eu odată într-o filmare, pur și simplu, când auzi chestiile astea. A ieșit soarele din nori, iar mi-e drumul plin de flori, s-au dus norii, s-a dus ceața, mi-e luminată față. Adică sună o poezie normală și când te uiți ce este de fapt, e o melodie de Florin Salam cântată pe o producție muzicală a unui sâr, Mile Chiti, ce-l cheam. Adică cu muzica e foarte complicat, problemă, dar, repet, iarăși oamenii aruncă cu hate, știi? Pentru pe ce nu înțeleg, da. Pentru că e by default. Ce? Manele? Și vreau să zic că am ajuns la concluzia că acești maneliști, indiferent care sunt ei, sunt oameni destul de serioși, adică au niște contracte, trebuie să respecte niște termene, au de livrabile, știi cum se zice, adică ăla cântă ce se cere. Că am vorbit cu, bineînțeles, de exemplu, Adi de la Vâlcea, este unul dintre cei mai buni chitariști din lume, părerea. Okay. El e pasionat de blues, dar a zis bluesul nu aduce teșcălău. Corect, și am făcut bani cu ce se cere, dar corect. Eu pentru mine cânt blues. Și corect. Vă invit să vedeți pe canalul lui cam cum cântă băiețașul ăla la chitară. Da, mă, oamenii ți-am zis, hate-ul și așa în România e mare și manelele se asociază cu o parte de oameni, știi, care nu sunt plăcuți și atunci de acolo și-au luat hate-ul, știi? Da. Lucru care nu e greșit, că, adică... Așa e, da. Cum să spun, oamenii așa se distrează ei cu muzica aia, noi suntem latini, aia e muzica care ne place, cumva, aia ne mișcă pe noi, majoritatea, știi? Că se asociază cu un gen de oameni care nu ne place, care nu este educat așa cum am vrea noi, timpul, ca așa, asta e altă discuție. Dar, uite, au fost oameni, Shelly, cu tăriță, care zic, băi, ascult manele. Da, și eu am o mașină, că mă lua lumea, de exemplu, am stick cu muzică, cum îți permis, ai zis, frate, sunt anumite chestii. Mie mi se pare că chestia asta ține de coloană vertebrală. Și e prea extremism, și, așa să zici. Da, că... ține de coloană vertebrală și nu toată lumea care ascultă manele se asociază cu genul ăla de activități sau de oameni. Da? Deci nu putem să îi băgăm pe toți într-o oală. Dacă avem o discuție deschisă și serioasă despre manele, sunt melodii de manele. Uite, au pus oamenii ăștia prin America, la oameni, la americani. Trevor James ăla cu basul de cântat. Ia, ascultă-mă melodia asta. Da, ce zic că ea? Că ăla nu înțelege contextul. S-a făcut pielea de găină. Că ăla nu înțelege versul. Ascultă melodia și zice, băi, vocea, auzi voce, cu tare, Adrian, copilul meu, cu repet, nu mi se par oamenii pe care trebuie să-i urmăm și de asta știi că acum lumea e influencer și, domnule, ești influencer. Da, puțin așa. Oamenii care mă urmăresc iau de bun ce le convine lor. Cred că... Nu iau de bun tot ce le zic eu, înțelegi? Nu iau de bun tot ce le zic normal. Eu, nici iau trebuie. De bun ce le convine. Ca asta zic și eu în filmări. Voi faceți-vă opiniile, știi? Adică urmăriți ce aveți de urmărit de interes. Dar să băgăm în aceeași oală faptul că domne a făcut adres, iarăși intru în polemici, în discuții cu promovarea jocurilor de noroc și... alte chestii. Iarăși, nu mi se pac... Domnule, a promovat, a făcut, e greșit. Stai mă frate un pic așa că voi care vă uitați la Vlad sau vă uitați la mine sau vă uitați la Grasul XXL sau vă uitați la Micuțu sau vă uitați la cine considerați voi că voi vă uitați că vă place. Vă uitați că, bă, săracul ăla, bă, hai mă văzut, bă, de-abia se târie, bă, cu V8-ul ăla ruginit, bă, are rugină, să facă și-l tinichigeria. Dau play acolo și o las în background, nici nu mă uit la el. Și la reclam. Știi? Și mă uit și la reclam că să-l ajut, bă, că e băiat. Te uiți că-ți place. Nu, te uiți că-ți place, e o chestie reciprocă. Eu spun așa, am prieteni atâta timp cât avem activități și interese comune. În momentul în care interesele noastre se despart, nu mai am prieteni. Înțelegi? Da. E foarte simplu. Corect. Dar nu e greșit. Nu e greșit. Noi facem lucruri împreună că avem amândoi de câștigat. Când are doar unul de câștigat, nu o să vină omul să dea haina de pe el pentru tine. Înțelegi? Niciodată. Astea-s. Filantropii de-astea nu se... Da, vorbim în filme. Nu știu, mi se pare că dacă ar fi să urăști un lucru, trebuie să-l înțelegi întâi. Știi? Corect. Da, adică corect. Orice ar fi, documentați-vă orice corect. Bă, uite, nu vreau că ei promovează în melodiile lor consumul de stupefiante. Aceasta înseamnă că le-ai ascultat melodiile, ai înțeles ce mesaj transmis și nu ești de acord cu el. Spun, imaginea lor, paraziți. Dom'le, nu voi ascult pe aia, că uite, înjură, mie nu-mi place, eu nu vorbesc așa, stilul lor de viață. Nu mi se pare mie că se asociază cu viața mea. Eu merg, lucrez la bancă, ies seara la cafea, ridic degetul mic, ăia se duc la bere și înjură. Nu se asociază cu mine, nu-i ascult. Are un amic o verișoară
care stă de mult în Canada, Anglia, nu mai știu, lucrează în domeniul de fashion și ea e româncă de familie și așa, dar prin cultură e străineză, că e plecată de 90. Dacă a trăit acolo, și când s-a întors, nu știu, prin 2007, am fost noi la Vama odată, o gașcă mai am face, bă, dar mulți o arpă cox pe la voi, că au unghii aia. Mică, mare. Degetul mic, zic, că aia nu, e de ureche. Nu arpă cox, o arpă clei. Clei, da. Sau pe muci. Voi nu știți de astea, nu? Fraieri. Și de clei sau muci? Și avansul la... Sau sare. Sau sare. Mai pune și sare. Și avansul la Dacia. Și avansul la Dacia. Da. Ce să zicem acum, de unde? Na, mai avem până la astea scumpe, mai avem. Dar noi suntem un popor foarte mișto și foarte colorat. Bă, da, adică mie îmi place să văd, știi cum e, ca și cum te duci într-un concediu, și am așa amici care se concentrează doar pe părțile nașpa. Zic, bă, dacă tot e vacanță, vezi zile pe alea bune, știi, și fă catering, că distrează-te, nu știu, că partea scuterul paharului are cauciucul, nu știu cum. Zic, da, dar vezi partea că te-ai plimbat cu scuter și aveți niște plaje frumoase, nu că avea cauciucurile uzate sau ceva, știi? Și da, multe trăznei de astea. Și mie mi-a plăcut să integrez în prezentări chestii din astea, de muzică, chestii de viață, povești, preferințe politice, nu știu, nu în părerile mele politice, pur și simplu, chestii de fluență, de a transmite o informație. Și îmi place chestia asta, mă pun în fața, eu nu pot cu prompter, mă pun în fața camerei și dau drumul la gură. Da. Și dacă și se între scurt-circuitea, ce o iau de la capăt, nu știu, cu tăiat, cu de-astea. Cu... Da. Și bă, ăla mi-e stilul, adică nu încerc să schimb. Că știi cum e, dacă te forțezi, nici nu iese natural și așa mai bine... Bă, așa consider și eu și le spun oamenilor că mai îmi zic oameni, știi? Eu te băi, și ca pe YouTube. Că și am văzut recent o filmasei tu, M850 de la. Și aveai paltonul ăla frumos așa și bă, uite și pe săracul ăla cum umblă cu voierul drept. Da, ăla e și farmec, ăla e stilul, știi? Eu l-am filmat acum 4 ani. Da, era mai de mult. Și remet, doamne, îți dau să filmezi un 850 de ăsta. Și ai zis, Marius, bă, zic, cum filmăm? Că eu n-am haine de astea de 850. N-am. Zic, trebuie să ai niște haine. Poți să... Înțelegi? Eu n-am, am haine de astea. De zafira. De zafira, de varză, de știi ce zic? Știi? De Iveco, de astea, știi? De Turbo Daily. Nu-i mașină ca Iveco, nici la deal și nici la peco. Și mai era una, că omul se trage din maimuță și Iveco din căruță. De unde deducem că sunt bune. Sunt foarte bune, da. Și atunci am zis, hai să facem o caterincă de asta, să nu știu ce. Bun, clipul mi-a plăcut, mai facem. În doi, mai avea chef. Eu am filmat Zafira îmbrăcat ca muncitorii, că mi s-a părut normal. Și de fapt că era un contrast între ce vorbeam și cum arătam și mi trimiteau tot felul de urmăritori filmulețe cu soțiile. Ia, uite-l bă și pe ăsta. Ce-i bă cu terminatul ăla? Ei nu înțelegeau, că nu știau tipele ce era. Ei erau super fani, e știi? Complicat, dar e mișto să filmezi așa. Și să vezi reacțiile oamenilor. Ce frumos. Mamă, ce pantofi. Și acum regret că nu i-am luat. 89 de lei, pantofi business bărbat. De la ceva. Tăiaș. Să fie frumos așa. Puteai să faci schi nautică, tu oricum ești cu schiul. Puteai și să faci pe apă. Și pasiuni pe care am integrat-o ești pe instructor, canal. Nu? Da, chiar sunt instructor acum. Și uite... Trebuia să avem un curs de perfecționare acum care s-a ținut, doar că eu am fost cu niște deplasări. Am fost să filmez un Civic foarte rar la Iași, de la Limited Edition, 100.000 de euro și așa. Și a venit iadul alb, s-a anulat zborul, m-am întors cu trenul. Da, că trebuia să ajung la un eveniment de filmat, condus filmat? Am filmat, am făcut parte. Și eu m-am dus în Adidas că am zis, bă, dacă mai iau omul de la gară și filmăm înăuntru, na, nu e cazul de vreme. Și, și am mers eu 5 km pe zăpadă, când trecea plugul, uite așa pe spate, jap. Dar noroc că nu mi-a fost fric și n-am avut. Și pe tren a fost o experiență, cine a văzut filmul Balanța... Păi, Iași, să... cât ai făcut ce... Bă, să știi că am mers repede, cu tot cu întârziere au fost, cred că, 5 ore jumate sau 6, că e rută dreaptă. Știi, problema este că ce oameni vezi pe acolo, adică sunt oameni pe care nu-i vezi în mod normal în orașele alea. Când te duci, Iași e foarte mișto, am fost astăvară la un eveniment cu Continental și chiar mi-a plăcut, adică universitarea la ce vezi în trenul ăla. Adică era unul, mângâia ceva, ce ai băiatul, stai jos acum, și avea un berbec cu el în tren. Și când a venit nașul, dânsul berbecul are bilet. Are bilet. Face, hai că și eu aici. Suntem... Suntem și noi ca băieții. Aproape aici, mergem 60 de kilometri, știi? Și se glume de alea de autobază, dormeau niște muncitori și alții veneau și ditai caraba în cap când dormeau. Ăla se scula, îl scuipa peste scaune, niște dați. Da, stai românești. Și ca să fie echilibru bun, frumos. Cea mai enervantă gașcă de acolo era una de copii francezi. Ai dracu. Mamă, de ce... Deci aia aveau bateriile încărcate, știi? Și făceau gălăgie și se și împingeau pe acolo. Mă rog, și-am făcut astea când eram în liceu, ar fi aiurea să-i critic și așa, știi?
Dar a fost o experiență, adică mi-e plac chestiile astea și mi-am luat partea bună din ea, că toți erau, bă, ești nebun, că săracul de tine, că n-ai dormit. Zic, bă, unde că am dormit, că era, păi, de ce înțeleg la cușetă, zic, în primul rând că nu era și oricum erau 5 ore, adică nu mergi da, nu 30 viață, de ore da, sau așa. Viață. Și a fost așa, o potriveală din asta interesantă și îmi place să adun povești din astea și să le... Zim de mașini. Hai să te întreb de mașini pentru urmăritorii noștri care nu sunt așa pasionați de capitolul ăsta. Sunt din clasa medie, acolo sub medie, ca tine la bancă lucrează da. Amândoi, pe salarii de astea super performante. Da. Ce mașină crezi că ar fi cea mai potrivită pentru ei? Bă, eu am tot zis, eu am așa un hate față de conceptul de diesel, în ideea în care este luat în România greșit. Okay. E un motor foarte bun pentru drumuri lungi. Ai socrii la satul mare, mergi săptămânal, diesel, clar, nu hibride, plug-in și din astea, știi? Okay. Că autonomie, consum mic și așa, dar nu în oraș, să chinuiți iei o mașină diesel și mergi doar în oraș, știi? Costă și reviziile mai mult și reparațiile, da. Știi cum e la second hand, sunt mult mai multe chestii care se pot strica și în primul rând cred că trebuie să-ți analizezi un pic acolo câți copii ai, dacă ești mai mult, mai puțin, ce faci, ce activități cum ai, mergi, unde, unde mergi, te duci, că n-ai rău să-ți iei o balabustă de mașină dacă tu te duci singur la job, trebuie ceva mic, un polo pe benzină, o chestie de asta. Uită-te și la, poți trebuie la o electrică, de exemplu, dacă stai la casă, ai un soncar ieftin, o găsești să o cumperi ieftin, adică să-și facă temele, știi? Nu știu, eu mi-aș lua clar benzina aspirată de oraș, cu sau fără gaz. Okay. Și diesel doar dacă știu că merg în weekend mult. Adică dacă sunt cu muntele și mă duc... Faci deplasări. Așa merită și diesel, că da. Până la urmă îl chinui 5 zile în oraș, dar îi dai șpănete. Îl scoți afară și îl desfunzi. Îl desfunzi, da, alea cu, cum ai zis tu, la Iași acolo sau Bacău, unde era, cu DPF-urile pe dânsele. Era ceva cu test acolo. Și am văzut, am filmat o epavă de Touareg V10 TDI în service, este unde merg eu și îmi repar mașina la Panda Self-Service. Acolo este un băiat care are o, e din ăla, cum îi zice, sanatoriu de Touareguri. Deci cred că are vreo 6, nu știu. Okay. Și din ele face unul bun. Adică și-a făcut ceva interesant cu luat R5 TDI, făcut V10 cu suspensii de la altul, toate stoc originale. Da, okay. Și am văzut motorul ăla desfăcut. Ce 6 kg de depuneri în admisie de la EGR-uri și așa, adică niște motoare foarte complexe care necesită bănuți să le întreții. Motorul diesel, în primul și în primul rând, e turbo. Da, majoritatea sunt turbo. Nu mai găsești. Motoarele turbo sunt mai costisitoare. Nu e așa simplu. Eu știu că... Mă jură lumea că le zic să schimbe uleiul la 8.000, 10.000. Bă, dar e mai ieftin așa decât să mergi 2-3 ani cu un ulei 30.000 și după aia schimb tot cu culbutori, știi, până da, cad în baie da, pe acolo. Da, da, da. Și... Bă, lumea te înjură pentru că tu îți permiți să dai niște sfaturi și atunci lumea te și înjură. Și într-adevăr, sunt mai acid uneori și am un stil de ăsta. Tu imaginează-ți că eu am aflat de steluța de la anvelopele de la BMW. Da. Că n-ai scăpat, Mariuse. Ăsta l-am nenorocit, înțelegi? Eu am aflat informația aia, știi? Tot din service. Că a venit un seria 6 Grand Coupe cu cutia de transfer stricată. Deci ce s-a întâmplat? Am fost la vulcanizare, am pus anvelope, s-a stricat cutia de transfer. Și atunci am zis, bă, trebuie să le zic oamenilor. Să le zic oamenilor, mă, că oamenii nu știu, că e normal să nu știe. BMW, din punctul meu de vedere, e vinovat că informarea făcută de ei a fost lifetime oil și o chestie da, mică de tot. Adică nu și-au bătut capul să informeze toți clienții de 4x4 de form de ăsta de zi, de 4x4 de la BMW, că se scrie, dacă nu pui cu steluță, nu și-au bătut capul, nu? Și atunci am zis, hai să fac eu asta. Mă înjurau asta. Iar zici, bă, de steluță, nu mai suport. Iar zici, bă, de... Twinkle, little star. Bă, dar m-ai omorât, dar tu ai luat bani de la BMW și nu-mi zici. Dar m-ai omorât cu steluța. Și am zis, băi, nu mă, frate, dar eu mă pun în locul omului ăla, care e un om corect și-a luat o mașină premium. Vrea să fie totul țiplă. Să duce la vulcanizare. Și apare în bord, dar TC13 error acolo. Da, înțelegi? Să duce la vulcanizare, plătește anvelope premium. Dom'le, punem ce am pe mașină, ăla pune, nu știe de steluță, îi pune, pleacă de acolo, îi dă șuturi mașina, îți plătească 180 de milioane cutia de transfer. E cumva frustrant. Hai să-i zic eu. Zic, băi, vezi că trebuie cu steluță. Păi la... Băi, bulangiule, băi, jegosule, de unde a apărut ăsta? Dobitocul ăsta să ne zică nouă de steluță. Cine ești, bă? Bă, m-am contrazis cu oameni care vindeau anvelope. Du-te, domnule, nici nu există, am pus eu pe mașina. Bă, frate meu, bă, te rog eu, uită-te la articolul ăsta, te rog, uite, de la BMW, te rog eu, niște anvelope care sunt făcute, mai special, mai... Dar ce au alea, domnule? Bă, nu are importanță ce au. Nu trebuie să știm noi, că nu stau acum să disec anvelopele și să văd că alea sunt produse mai așa, mai nu știu. Alea trebuie ca să nu se strice aia, îți garantez eu că se strică.
Ai venit tu să-mi zici cine ești. Să spun eu, tot timpul știi informațiile pe care tu le dai, oamenii sunt reticenți la ele. Pe așa îmi scriam eu unul după ce am afirmat Isuzu de Max și zic, bă, da, atenție, foarte puține camionete, cum ar fi, de exemplu, L200, au diferențial central. Da. Poți să mergi 4x4 pe asfalt safe. Da, da. Și are guguloi pe mijloc, da, știi? Și da, de Max-ul n-are și zic, la asta nu, doar pe țărână alunecuși, nici măcar pe pământ uscat nu e ok să mergi, da, cu ăla cuplat. Ce e, bă, când zici tu mie că eu merg cu Hilux-ul, uite, de la Arad am venit, face că merge. Of, doamne. Păi zic, și da, n-ai pățit nimic? Face, a, am văzut că se topise așa ceva pe la diferențial de plastic pe acolo, o carcasă. Păi zic că nu are, de-aia, caseta aia, tomația fiert, știi? Și diferențial spate și toate alea. Și pe urmă a scris după vreo săptămână că, și că dacă e o marmeladă în... Păi zic, ce credeai? Da, oamenii tenzi, da, iau, iau cu hate, știi, la noi, în loc să aprecieze faptul că... Mai învățăm și noi jurături. Știi, de la a, ei, bineînțeles, da, nu, asta nu e o problemă. Doar că, tenzi, pe mine mă șochează așa, să spun eu, convingerea lor în afirmațiile pe care le fac, fără să aibă nicio bază. Nicio bază. Da, nicio e, bază. Uite, și în bancă aveam chestia asta, că erau oameni care veneau, adică tu ești un hoț, știi, direct, tu erai hoțul. Că, da. Zic, bă, stai puțin, eu lucrez la ei, dar nu sunt așa vreo, am o simpatie de-aia dumnezeiască pentru, adică sunt angajat, da, dar tu ești client. Adică, da, și pe mine m-a făcut un măcelar samsar. Vezi că sunt samsar. Că lucrez la reprezentant. Da. Și am zis că dacă are probleme cu mine după program, putem să le rezolvăm personal. Eu aici reprezint o companie și n-am cum să mă acuzi pe mine de lucruri. Că da, eu la... fac ce face ăla. Dacă ăla zice că mașina nu mai vine, nu mai vine. Du-te la Wolfgang acolo, da, să-l iei. N-am făcut eu. În sfârșit, zi-mi că te-am întrerupt. Ești mă lua că, domne, că sunt hoți. Bă, stai puțin, hai să înțelegem de ce crezi tu asta, nu știu cum. Și ea duceam pe linia a înțelege că banca e, poate fi un partener într-o afacere. Adică trebuie să ai niște așteptări, să nu speri prea mult sau așa și să fie niște chestii mie vorbite de pare, la început. Mie nu mi se pare sub nicio formă hoție, atât timp cât eu te informez și dinainte informez, de exact, toate condițiile, adică, afacerii pe care o facem. Bă, ți-am zis, dar scrie mă totul aici, ai semnat, da. Eu explicam toate astea, citit? Zic, bă, hai să plecăm lămuriți, mai veniți odată, da, nu e o grabă. Vă mai adică, explic eu odată decizie, ce scrie în contract acolo. Și oamenii erau super ok după, știi, da, și mi-a plăcut toată chestia asta. Dar mai dădeai și ideea, să zic că poți să extra super povești de astea. Că aveam un amic care lucra la altă bancă cu 3 litere și făceam schimb de nume. Am 8 pagini de nume de familie. De nume, de le-ai fapt, postat, foarte haios. Să le postezi, ai voie să le postezi? Bă, adică, nu, unele oricum sunt, să zic că poți să schimb, să nu zic anumite chestii, știi? Dar poți să vezi, cum am zis noi odată, Rupturean Rozeta și alte nume din astea, știi? De... Rupturean Rozeta. Sau Întuneric Steluța Luminița, știi, din astea, știi? Bă, tu ți imaginezi? Bă, ce a fost multe mintea din astea, oamenilor? Ăsta era unul din... Ce a fost părinților, mă, mâncă? Sau era unul, nu știu dacă... Adică eu am văzut, de fapt, ce să nu știu. Îl chema Adrian prenume, știi? Da, numele de familie era Pârțu și prenumele Lică. Pârțulică. Adrian. Adrian, adică Pârțu. Chiar și-au bătut joc de el. Dar știi? De ce oare? Ce sau unul chema, nu știu, Popescu Ionel și Inoxidabil, încă un prenume, că e tare ca fierul, știi? Măcar avea și un nume normal, știi? Și am văzut iar, de-aștia, de-aia lui Fisa vrea să o cheme SLK. Și ăla a zis, bă, nu pot să-i pun așa. Hai să-i spunem Seleca, știi? Seleca, cât, să fie ceva, da, să corect, poți să-i dai un diminutiv, da, o treabă de asta. Și aveam o dată asta cu numele și în jurături. Deci mi-a zis la un jurător, lucrai la un aușan la banca lui acolo. Și a venit un domn că mi-e foame, 10 noapte. Și am închis, n-am cum, schimbă și mie 100 de euro. Zic, n-am cum, că e casa închisă. A, mă, șefule, că... Bă, n-am nici la mine, că ți-aș da dacă aș avea, dar n-am, știi? Și i-a dat una de aia. A zis, mâncam-i ai, aia lui nevastă-mea. Adică reflexiv, așa, știi? Mâncam-i ai... Așa, lui nevastă-mea, știi? Era aia lui e de dat la bac. Era și... Era... E de dat la bac, adică ce-a vrut să zic autorul, știi? Și din astea... Da, corect. Grave, sau... Mi s-a expirat cardul, știi? Păi zic, singur sau... Da. Mie, da, de astea, păi da, știi, tot felul el a stat în portofel și până a expirat. Sau... Ce au făcut odată la mai multe bănci, au lăsat, de exemplu, posibilitatea să poți să-ți pui poză pe card. Doar că ei nu s-au gândit că românașul o să pună tot felul de poze pe acel card. Corect. Și să și schimbe numele. Puteai să-ți pui tu ce nume vrei, nu ăla altă. Și era unul, de exemplu, era Popescu Ionel M.S.F. și ăla ce, Mișu Spaima Femeilor. De-astea de... Și au, evident că după o lună au renunțat la serviciu. Sau nu mai găsesc. La... Să-ți numești conturile, știi, în loc să fie cu IBAN, cu RO, nu știu cât. Uite, vezi, pe mine când mă înjură lumea, mie îmi place să disec înjurătura. El a scris, aha, să mă,
Înțelegi? La. A, la. Și eu am zis, n-am păi cum la, dacă la, vrei. La Dubai sau zis, în Dubai? Eu am zis, se zice de. De. Dacă te e așa la, înseamnă că acolo unde e pielea de pe lângă și poate-ți la semn, dă la. Da, da, făceau da, mie da, fetele pe gât. Tu n-ai de unde să știi că poate ție îți făcea doar capra. Nu te speria de cum tastezi, e AI. Da, da, da. Adică, știi ce zic? Chat GPT, dă-l. Da, mie îmi place să, adică îmi da, place e mișto și partea și asta. Și jurătura de... îmi place să mă gândesc la ea. Cum adică? Și asta adică zic că slavii au cu... Morții, să-ți iau, tei. Morții. Tei, tei, dacă da, nu e tei, nu e. Era, Taylor. Da, dacă nu e tei, nu e. Da, știi că e un ceva profil pe Facebook, pupăza din morții tei. Da, 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 știu, foarte știu, mișto știu, știu, urmăresc. Asta, da, da, urmăresc. Și am mai făcut eu un test odată. Eu eram fer convins că lumea nu citește actele. Actele. Drafturile. Ok, ok. Și am luat scris în ele ceva? Într-un draft de act din ăla, de exemplu, sus. Act tradițional. Sus. Și undeva la mijloc, forță. Ce băgat trecea prin cap. E perfect, semnăm. Se vede întâi, de deamă la bun care trebuie. Știi? Dar erau, mă rog, persoane mai apropiate, să zic. Nu, că au mai fost cazuri de-astea și pe la companii de telefonie mobilă. Au pus la condițiile generale, alea, așa. Era da, ceva... capra cu trei sau nu știu. Nu contează, sau... oamenii au semnat. Și a tipărit contractul, bă, la bun contractul primele două pagini și condițiile generale era poveste, știi, dai seama, judecată, scandal, da? Adică nu făceam prostii de-astea, dar mi se păreau mișto fitile experimente. Eu tot timpul din astea, am stat și m-am gândit. Stăteam și mă gândeam așa, eu, știi? Păi zic ăștia cu multinaționale, corporațiile astea, bă, angajează acolo niște oameni, de exemplu pe mine, care... Eu care niște... n-ai testul psihologic. Bă, frate, eu am niște contracte de făcut. Eu da, pot să scriu contractele ce vreau eu. Deci, adică eu dacă pot să-ți vând eu o mașină care costă 60.000 cu 7.000. Că scriu un contract, semnez. Și dacă s-a semnat, da, devine valabil. Ce exact, mai facem? Da, da. Dacă fac eu luna asta 30 de contracte de-astea, ce faceți? Nasolic. Bă, vă puneți ca multă încredere în oameni pe 2500 de lei pe lună. Știi da, ce zic? Adică ar putea să fie nasol. Sau aveam pe unul. Era semnătură, cutărică, consilier, nu știu cum, și pentru extern avea și, cum îl chema pe el Cutărescu, vând o bibilică 072. Vând două bibilică. Doar că se întorcea da, discuția și el, după aia, dacă dea foroar din intern, se vedea acolo. Cui face cine e cu bibilică? Noi făceam, am făcut odată, exista un program și există și acum, în care puteai să primești mail de la o adresă. Adică eu băgam adresa ta, vlad.micciunescu@porsche.ro, dau un exemplu, da, și dădeam mail-ul Marius de la tine, cum ar veni, zane? Și dădeam mail-ul tată în firmă. Inspecție astăzi, jale, la ora 2, și ieșea ăla disperat din birou, înțelegi? Băi, avem azi inspecție de la fabrică, lasă-ne mă, trăiți-ar familia ta, că n-avem chef. Băi, vă rog, eu luați mașină, du-te bă de aici, n-auzi, turban, înțelegi? Și pe aici, băi, am dat mail de la, știi? Mai dădeam oameni afară, îi dădeam afară, știi? De la domnul director, doamna director general, da, ne mulțumim pentru au... așa activitate, vă rog să vă strângeți lucrurile. Vă dai pe la țigări. Ce puțin, măi, m-au dat afară. Bine că s-a aruncat pe cea. Erau glume. Da, mai avut glume. Și noi cu... glume, nu se fac. Un amic... Moare lumea. A primit de ăsta out of office de la unul. I-a dat lumea, bă, salut, ce faci? În perioada cu tare, nu știu cum, contactați-l pe ăla. Și face, domnul Cutărescu, uitați că... am aș primit... avea nevoie, și că desigur, da, cu ce situație? Păi știți că, uite, prietenul meu și colegul dumneavoastră are să-mi dea 100 de euro și eu, știți, acum mâine am un botez și dacă se poate să-mi dați dumneavoastră banii și vi dă el. Face, domnule, numai probleme de serviciu, nu? Face, păi e problemă ce? De serviciu, că da, sunteți colegi și el are să-mi dea niște bani. Vă rog eu frumos, măcar 50 de euro, că e nașpa cu darul, cu alea, știi, cu... nu pot să duplic cu gol. Bună treabă, nu m-am gândit și... la asta. La asta nu m-am după gândit. După aia ăla, mă rog, s-au râs ei pe acolo și când a venit colegul la birou, hai să-mi dai 100 de euro. I-a dat la mine. Corect. Mi-e dăm banii, bă, că i-am dat lor, ți-am ținut locul, ești nebun? Și am mai avut noi, oricum, na, în orice corporație. Bine că nu era amantul lui Vrun, ești nebun? Să-l cheamă pe ăla la altul. Poate să iese nașpa. Ăla e... trebuie să vii să prestezi, n-avem ce să facem. Poate să iasă nașpa. Noi aveam un intern mai glumeam și noi, colegi între noi, știi? Alea nu e ca și cum ajung în extern sau așa, adică na, trebuie să fii prost să dai mail în extern cu glumițe din astea. Da. Și da, mai una alta, așa, nu știu cum și veneau ăștia, conformitate. Exprimări de genul dita mai înjurătora sunt neconforme și nu știu cum era limbaj de la cu celeritate. Cu... asta e, se mai întâmplă și de asta. Suntem oameni și nu putem să fim... da, e mișto, că rămâi mai... cu povestea. Știi? Asta nu, să nu înțeleagă cineva că nu mi-a și făcut treaba sau că povestea toată ziua și... era o caterincă. Și povestea așa. Și tu vorbești foarte frumos despre munca în bancă, dar eu știu că munca în bancă nu e ușoară. Nu și e ușoară și nu mai e frumoasă de mult. Și nu e frumoasă. Și adică... problema mare este că ce am experimentat eu. Oameni, directori de vânzări care n-au vândut nimic în viața lor, nici măcar un telefon pe OLX. Directori de IT care cu telefonul în mână nu știau să găsească Piața Unirii.
oameni cu pasat de serviciu de 52.000 de euro care aveau CD la oglindă, să nu ia radarul. Și de-astea, adică pantofi bot de rață. De unde găsești pantofi cu cioclat în față? Că nu mai găsești. Nu știu, de unde da, unde știu ce zici, da, pantofi. Aveam și erau, un coleg nu știau limbi străini, erau rămași în urmă, nu, nu știu, erau de aia. Și oare cum ajungeau pe posturile alea? Păi, na, erau mințeau la interviu, oare? Inerții din astea, știi cum? Da? Că avem nevoie de... Nu zic că nu-și făceau activi, că totuși banca mergea, știi? Și nu-i vorba de bancă, e vorba de toate domeniile, da, știi? Știu ce zici, da. Adică e așa o încremeneală din asta și parcă e trist să vezi oameni care nu-și depășesc. Îți povestesc, cu toate că am mai povestit-o de 1000 de ori, dar eu ți-o zic ție acum, nu urmăritorilor, deci puteți da skip aici. Da, da, da. Că e povestea cu interviul meu de la Porsche, în care m-am pregătit, am avut așa, știi? Mamă, vând mașini S-ar Porsche, băie. Frate, gata, mă duc acolo că e marfă, alți oameni, vorbim de turbo, de fai. Fai să hale acum. Și m-am pregătit rău de tot. M-am pregătit, am dus, am făcut PowerPoint-uri, m-am învățat istoria Porsche, ce a făcut ăla, mașini electrice, siguranță, tampoane active, nebunie, da? Să prezint acolo frumos, emoții. Am vrut să mă retrag, erau toți directorii în fața acolo, dădeai, mamă, zic, ce aș... M-am dus, am făcut... Da, aia, dizertație. Cum? Da, am prezentat, bă, la BAC nu m-am pregătit așa, la BAC. Pic, pic, aici era, fai. Și după ce s-a terminat interviul, vine șeful meu, directorul de sucursală, mă cheamă în birou și zice, băi, Daniele, bravo, bravo, am fost acolo, am văzut, bravo, foarte mișto ai făcut, foarte mișto ai prezentat, se vede că ești pasionat, se vede că îți place, bravo. Bă, șefule, zic, eu mă bucur că am scăpat. Nici nu mai contează cum am prezentat, că a fost bine, da, că mă bucur că am trecut de chestia asta și că am scăpat și să văd viața mea în continuare, că... Era un stres așa, da, da. Da, am fost impulsiv, am zis că vreau, după aia când am văzut ce trebuie să fac, am zis că nu mai vreau, în sfârșit. Zic că mă bucur că am scăpat. Bă, să știi că ești al treilea. Deci al treilea, noi am avut nevoie de două posturi acolo de vânzător Porsche și tu ai fost al treilea, înțelegi? Bă, mă bucur, mulțumesc, ce mai contează? Nu mai are importanță. Al treilea, al șaptelea, tot aia e. Bun. După trei zile, unul dintre concurenții care au fost aleși pe postul de vânzător Porsche, Arsinte, pe numele dânsului vânzător la Volkswagen Porsche București Nord, și-a dat demisia. Că a zis că... Vari motiv. El oricum... Diferență ireconciliabilă. Da, el oricum vrea să-i încurce pe băieți, că da. El a considerat că merita postul de director de vânzări, au venit niște băieți acolo angajați care când s-a și făcut el era un... doar de vânzări. Da, fără când director. S-a făcut un test de ăsta, s-a dovedit că nu erau cei mai buni, cum spui tu, pe poziția respectivă, nu mai contează și omul a zis, uite, încurc pe ăștia, iau postul de Porsche și după aia îmi dau demisia ca să le fac rele. Înțeleg? Deci, din doi vânzători a mai rămas unul singur, Sebastian Buta, pe numele lui, care și acum e vânzător la Porsche, el venind de la Seat, vânzări Seat, vânzări Porsche. Arsinte a plecat, mai era un loc. Deci dacă mai era un loc și eu am ieșit al treilea, se presupune așa, cumva, că e al meu locul. Da. Înțelegi? Dar eu am zis, nu contează, nu are importanță, îmi văd de viața mea în continuare. Știi cum s-a ales al doilea vânzător la Porsche? S-a dat un mail în firmă și au zis, doamne, rog toți directorii de vânzări, de la toate departamentele, să propună un om pentru vânzări Porsche. Și a fost aleasă o fată de la Skoda. Ce să mă mai pregătesc eu, să mai fac eu prezentări, să mai dau... Tot cu săca Seat, știi? Da, tot cu săca. Înțelegi? Și de asta zic, știi, probabil că la un moment dat... Da, e apare o... Adică aici să nu se înțeleagă că urâm noi corporațiile sau numele astea. Nu. Că uite, eu, de exemplu, am vrut foarte mult să fiu un digital banking la BCR. N-a fost să fie tot felul de discuții, chestii. M-am mers mai departe. Dacă vrei, cred că știu pe cineva de la BCR, șeful de la IT. Dacă vrei. Și dacă mai vrei să lucrezi? Nu de lucrat. Zic așa, mi-ar plăcea, de exemplu, să mai interacționez cu foștii colegi pe diverse chestii de... Așa cum am mai avut campanii, colaborări ca toți oamenii publici, așa, știi cum e, până la urmă corporația înseamnă un fel de ecosistem, așa, nu e un om sau firmă. Da, 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 și doamne, chiar s-au schimbat lucrurile, adică eu le sunt client în continuare, n-am simțit nevoia să plec de acolo cu conturile și mi-am luat și credit ulterior, adică merg serviciile, nu bă, deci da. Și-au luat și ai mei, l-au și închis, chiar astăzi cred că se duc să închidă ia contul sau ceva, azi, e petrecere. Azi e petrecere, da. Și, na, n-am de ce să, a fost o experiență mișto, am învățat să vorbesc acolo cu clientul, să prezint. Bă, da. Să, da, pentru mine, eu consider adică... că toți, i-aș trimite pe toți copiii de la 18 la 20 de ani în loc de armată la corporații. Că era aia, să învețe lucruri. Cu absolvire la liceu, cu da. Poză de aia și pleacă basca aia în sus și când începe și cade la loc, e șapcă de McDonald's.
Da, mă, da, ajută, jur. Păi adică... da, ajută, că aia sunt la noi, știi cum e, da. Noi ne învață în școală să ridicăm mâna. Da. Să fie... Așa, asta era problema lor direct, să nu supărăm pe nimeni, să zic, da, bă, dar nu poți să nu întreb, știi, adică, și nu progresăm altfel, adică ei băgau cu o foaie în fiecare zi, știi? Nu poți scoate hârtii când era digitală, știi? Adică da. De ce le băgăm? Și dacă îi întrebai, se blocau, știi? Adică nu era de undeva de sus că a venit să foaia aia pune acolo, știi? Da, astea, proceduri. Caterin, știi? Proceduri. Dar oricum, era mișto lucru cu clienții, mie mi-a plăcut și interacțiunea da, asta. Da, de... era altceva. Și satisfacția că l-ajută, adică pentru mine însemna foarte mult să-l văd pe omul ăla că pleca lămurit și că după un an era tot convins că a făcut bine, a luat că a comparat bună. Că așa și da. Era... Rămâneau niște relații din astea. Adică unul n-am avut să vină să înjure, să nu știu ce, că au mai fost colegi care făceau gherle. Erau, da, da și eu aveam. Se și întâmplă, aveam, știi? Care, cum să spun eu, le vindeau oamenilor... Și era problema lor, nu a firmei, știi? Le vindeau oamenilor ce vreau să audă. Înțelegi? Dar nu era de ce aveau nevoie, știi? Da, erau, vreau una repede, acum, într-o săptămână, el se uita, știa că vine în trei, știa că e acoperit de contract... Eu vindea, da, da, da. Făcea vânzare, ăla era nemulțumit, suna pe acolo, nu răspundea la telefon. Nu mi-a plăcut niciodată să fac asta, întotdeauna am vândut cifre exacte, ca să zic așa, n-am vândut niciodată promisiuni. Da, și... și e... na, am considerat că tot așa, că ajut oamenii să ia cea mai bună decizie, că-s niște bani, fac consultanță da. Și m-a dat un nene, mi-a făcut o reclamație că i-am vândut ieta în loc de Passat. Că el își lua Passat, că toți aia din sat aveau Passat în curte. Passat. Înțelegi? Passat. Și a zis, băi, ia-ți, băi, ia-ta, că e o limuzină, tot neagră, nu știe nimeni. Și, tot se și 1-4 TSI, pac, ești mai și ușoară, mai și impozii da. Și, al... cu d-aia am venit eu. Și și-a luat-o și după două săptămâni a venit și a zis că vrea să o schimbe, că l-am păcălit și că el totuși vrea Passat. Și îți dai seama ce eu să ia în sat, nu? Bă, ce dracu nu te-ai luat ieta? Săracule, săracule, prostule. Cum erau... Mă, îți dai seama ce a fost în sufletul lui. Fostul nostru coleg de breaslă, George Botezatul, la care scrie la revista de 4x4. Da. Da, și da. El, eu îl știu prin nevastă sa care lucra la un job comun cu mai mulți prieteni și așa, mă, l-am cunoscut okay. De când era la început și zice, bă, am avut la un moment dat, în 2007, nu mai știu, avea X6-le nou de atunci și unul în dorobanți, 10.000 pe geam, acum mi-l dai, că le-o, îți dau mâine, îți dau o casă, îți dau un teren, că să fie, că-s primă, zice, stai bine, că e mașină de presă, n-am cum să ți-o dau și n-a scăpat de ăla, nu? Și pe urmă asista la niște discuții pe acolo, că auzi, dar tu cu ce umbli? Faci, păi eu am mes 63, că merg ca toți săracii cu S simplu, știi? Pe urmă venea altul. Păi voi sunteți nu săraci, că eu am S 65, știi? Și întotdeauna vine unul da, mai mies care are da. El ceva, știi? Nu poți să-l dobi. Câți ca are a ta? Da, 600, eu am 6, eu am... 7, da, bine, 100. Asta întotdeauna o să fie fiecare naș și are nașul și nu, corect, nu cred că... Nu cred că obții ceva sau da, că obții atât de multe lucruri prin chestia asta. Din astea, știi? Ele sunt fanii, mie îmi plac. Da, da, mie da. Îmi plac, mă distrează, sunt mișto, nu le iau ca atare. Le fac și eu, le zic și eu pe net. Unii, na, nu le înțeleg, dar ce să facem acum? Să ne întoarcem la net și la faptul că tu zici că tu acum câștigi, trăiești doar din YouTube? Da, este partea de sustenabilitate pe care YouTube-ul o asigură, în sensul de bă, mi-ar plăcea mai mult, nu zic nu, că tot timpul știi cum e loc, e loc mai de mai bine, bine da. Mă gândesc că unii chiar trăiesc mult mai rău, adică așa, îmi pun în, mă gândesc și da. Mai ales că mergi cu metrou și vezi situații sunt alea când vezi un copil cu handicap care e iremediabil, da, adică ăla se problemă, repară da. Cu niciun ban poți da. Tu să ai oricât, toți îți banii, dai da. Seama brusc că și sărac lipit dacă ești, dar ești întreg. E tu un din mare start plus. Trăiești mai bine ca ăla da. Și plus se luminează ziua prin comparații din astea. Da, trebuie să vezi partea plină a paharului, ți-am zis. Având în vedere că acum câștigul e mai bun decât era în bancă și e ceva stabil, e o chestie oficială de YouTube și așa, n-am stat să caut să șpârle în bârligări, adică, da, dacă vine cineva cu colaborări să solicite, na, facem, până la urmă, știi înțeles. Cum e, nu dă măta banii, cum se zice, este da. Un buget care trebuie cheltuit și cumva cred că și corporațiile au nevoie să ruleze acești bani și, sau ce sunt ei, sponsori, colaboratori da. Și până la urmă, na, știi cum e, să vină la noi. Că nu mi se pare normal să mă duc eu să stau să caut activ milogeală ca eu așa. Știu, dar n-am încercat și zic nici eu. Nu știu dacă mi se potrivește zic și așa, eu. Dar cred că e ușa închisă oricum. Știi? Nu e, sau... zic eu. Eu am zis facem,
facem, frate, să fim tarău de tot. Și când o să fim tarău de tot, o să vină automat de la sine. Nu vine nimic de la sine. Nimic. A, normal că nu vine. Dacă nu te duci tu către ei, dacă nu-ți faci niște prezentări, dacă nu, eu sunt ăsta, fac asta, vreau atâția bani să vă promovez, da, adică așa. Am mai avut chestii e, de... E greu să vină ei. E și vin, cumva lipsa de, puțin. De timp, adică ce au venit, e greu, s-au venit, e greu. Ok, și sunt așa pățeavă, uh-huh, chestii în general, uh-huh, dar am preferat să mă axez pe filmatul mașinilor. Îmi place chestia asta, îmi place detalierea și nu am ca scop treaba asta ca să ajung undeva într-o instanță, uh-huh, superioară, cum, uh-huh, se zice. Și îmi place ideea că testez o varietate foarte mare de mașini și că îmi place să le desfac capotele. Tehnic, râde ăștia, râdea și reme de mine, că eu, uite mă, ți-ai rup blugi genul că te tobași pe sub mașini pe la prezentări pe acolo. Da. Și îmi place partea asta, să văd eu ce diferențiale au, ce brațe, chestii, cum arată, și mai ales când le găsești pe toate la un loc într-o reprezentanță. Ce părere ai de stilul ăsta nou de mașini care vine acum, cu multe ecrane, cu butoane de-astea, cu meniuri, cu submeniuri, cu, cum să spun eu, sistemele astea active de condus, de ajutor în conducere, de parcare, la... de, nu știu, tehnologie în general. Era ca la Nokia, știi? Noi ne-am obișnuit cu telefoane, cu butoane, Luna 8850, eu am avut de la, mm-hmm, 7110, mm-hmm, Cameleon de la așa. Și na, nu vedeai. Când a apărut iPhone-ul cu un touchscreen, oribil, nu știu. Da, așa am zis și eu. Nu s-ar mai întoarce nimeni. Nu zic că acum e obligatoriu să uiți mașinile. N-aș renunța la Honda asta pe care am, sau la o mașină analog, cum ai tu, okay, Silvia și, da, Toyota și așa, dar nu zrele nici astea noi. Adică, uite, mie îmi place, mi-am dat seama că îmi place iluminatul ambiental MOV. Și, da, sistemele audio cu toate efectele astea. Am avut i7-ul ăsta nou, okay, electric. Când pui o muzică de aia care îți place sau îl asculți pe Hans Zimmer la cum cântă el în boxe când accelerezi, e genial sound-ul ăla. Adică e ceva cu ce nu poți experimenta pe o mașină veche, chiar dacă asta nu miroase, nu scoate sunete fizice din, uh-huh, motor și așa, uh-huh, dar e mișto să le încerci și sistemele alea au rolul lor. Adică, uite, la BMW îmi place că îți ține minte ultimii 50 de metri pe care îi faci cu față, sau, uh-huh, 200 dacă ai, uh-huh, pachet de boss, și dă cu spatele fix pe unde ai mers. Fix pe unde ai mers, adică e imposibil să o atingi, da, pentru că are camere, mm-hmm, frânează, da, adică e foarte mișto chestia aia, e practică. Da. Da. Nu văd de ce n-aș îmbrățișa o treabă de asta și nu m-aș bloca atâta pe că n-are climă, că n-are cutare. Mie îmi place să pun mașină în engleză, în spaniolă și în sârbă. Așa, eu am, sârbă. Da, eu sunt pasionat de muzică sârbească, de limbă. Încerc să, okay, învăț, dar în București, așa, nu găsesc cursuri să fac undeva oficial. Mi-a luat o carte de aia. Ok. În drum Ardala și având meniu infotainment în diverse limbi din astea, încerc să alfabetul știu, mai ciupesc cuvintele și mă ajută. Știi? Și, de exemplu, spaniolă mă joc pe comenzile vocale, la seat e foarte tare. Îi zici ola, e macho man aia, știi? Și mi-e cald, e din alea. Da, por favor, dame calor. Și ăla începe. Unde ți-e cald, unde ți-e frig, unde ți-e... Adică poți să conversezi cu mașina interesant și mai afli chestii noi. Una alta, știi? Da. Adică nu văd să fie viața imposibilă cu o asemenea mașină, doar că, într-adevăr, foarte multe soluții sunt nefericite încă pe partea asta de butonaj. Adică, da, ai prea multe chestii de parcurs ca să faci o treabă meniuri, simplă, da, de așa. Mm-hmm. Acum văd că încep să mai răsară la suprafață, le ai tot timpul, ai ceva. Dar ar trebui să fie un minim de butonaj, ar trebui să existe acolo, știi? Da, sunt lucruri care... Asta e... Sunt și lucruri îmbunătățite, sunt și lucruri care... Și problema e că, iarăși, na... Politica europeană ne îndeamnă la a lua ce vori, nu ce ne trebuie nouă, știi? Și, okay, sunt foarte multe mașini care nu sunt atât de eficiente, adică nu că laud BMW-ul acum, dar colaborarea laudă asta lor cu vrei. Toyota, 3000 benzină, da, ăsta B58, da, are consumuri mai mici decât motoare de 3 ori mai mici, la capacitate cilindrică de 4 ori mai mici ca putere, la condus real de ăsta, de trafic. Condus de București, normal, adică conduc toți oamenii. Degeaba mâhev și nu știu ce chestii, care nu se văd în... costurile reale, da, de deplasare, știi? Adică e interesant să compari, să vezi treburile astea și trebuie să le acceptăm, oricum nu avem încotro, știi cum e? Adică la un moment, clar, dat tot îți vei lua o mașină, nu știu, cât să tragi de vechitura. Pasatul ăla din 2000, știi? Da, știi care e problema mea? Aș merge cu vechituri, n-am o problemă, adică nu mă simt depășit tehnologic în Passat sau în Toyota, doar că e problema de siguranță. Mă refer, corect, siguranța, da, de a ajunge din punctul A în punctul B, fiind mașina veche. Nu are ca astea, da. Oricât o întreții tu, oricât schimbi piesele, oricât... Da, adică la un moment dat trebuie să schimbi caroseria, nu știu. Oricând se poate strica ceva. Da, adică oricând se poate strica ceva și aia îți strică
tot cheful și de... N-ai tot timpul chef să te bagi sub mașină, să meșterești, să cauți da, piese, că și eu am zis asta cu... Adică nu e tot timpul o aventură, dar asta nu e... Mai vrei să și ajungi. Ideea e să te folosești de ea, nu să stai mai vrei să și ajungi și atunci... Project car și da, astea mașinile vechi sunt așa, de când ai chef de ele, știi? Când am chef să mă zdrum când e, să mă bâng când e, să asta miroasă, mă gândeam, să uite, facă, cu să dreagă, rulotele. Merg cu ea, da. Deci la... Am experimentat și eu prin, cu da. Un amic, luate rulote de alea cu nume super pompoase, Le Chateau și nu știu da. Ce, niște joarse de alea okay. de 800 de euro, de așa. Caz prin podeaua putrezită și cumva e mișto așa ca prin contact, dar după aia îți dai seama, nu merge frigiderul, puteam ucegai, se rupe da. Podeaua și îți dai seama că de fapt o rulotă nouă, chiar dacă e mult mai scumpă, te scutește de stresul ăsta, adică te bucuri într-adevăr de experiență da. Și tu chiar ești pe nișa asta. Cum că... să spun eu, sunt oameni care consideră că dacă plătesc o sumă mai mică și fac ei, știi? Dacă fac le ei, place lor și au satisfacție, timpul, altceva, da. Că n-au toți banii grămadă, știi? Da. Dar eu le spun câteodată, băi, e mai ieftin să faci un credit. E mai ieftin pentru tine să faci un și credit. Și timpul și tot. Te-ai și... dus, l-ai plătit acolo, ai cumpărat produsul respectiv, e nou, e impecabil, e așa cum trebuie, ai garanție, ai niște lucruri. Miroase frumos. Și tu, cum să spun eu, jobul tău este doar să faci bani să plătești creditul ăla. Ăsta e jobul tău. Da, nu mai să și repari. Nu mai și stai să da. Repari, să cauți oameni, te-ai dus la ăla, nu ți-a făcut bine, te întorci, da, 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 pierzi da. Timp, pierzi bani. Per total la sfârșit, ești mai scump decât dacă ai făcut un credit care ai luat 10.000, acum în 10 ani plătești 20.000, adică... Știi? Dar e mai simplu pentru tine. Doar că oamenii nu văd lucrurile da, așa. Da, nu vezi și cumva, parcă trebuie să treci totuși prin asta. Uite tu cu amicul ăsta că tot transportam da, bărci și de-astea. Da, eu am făcut acting sport în copilărie okay. de ăsta cu bărci cu pânze. Da. Și așa l-am cunoscut pe amicul ăsta bun prin prisma bărcilor și căram tot felul de bărci. Adică apogeul infracțional a fost în a trage o barcă de aproape 3 tone cu tocuri remorcă cu un Peugeot 206, 1.4 HD, știa nimeni, până la Tulcea, știi? Adică a mers dieselul turbo. Era puntea turbina la capăt, dar mergea, știi? Și bă, băgatul remorcilor în apă. Deci, invariabil, indiferent de marcă, de orice, se ardeau triplele alea, știi? Și după aia am învățat și noi, scoatele. Nu există watertight sau da, ceva, da, știi? Da. Când puneai frână, se ardea bordul la mașină, tot felul. Dar am trecut prin ele, știi? Și da. Acum parcă apreciez mult mai mult. O remorcă Stema nouă cu toate alea funcționale, să știi că o pui... E 1000 de euro, nu e 1000 de lei. Da. Dar știi că dă banii ai mufată și te duce fără probleme. Și multe neplăceri, da, asta e că... E mișto și cârpeala, dar până la un punct, știi? E mișto și cârpeala, până la un punct. E mișto cârpeala dacă, uite, faci video despre ea. Dacă da, ții da. Și zici, băi, adică eu de-abia aștept să-i strice. Că și eu, mie îmi place da să filmez, umbl, adică știi? Mă gândeam, uite, mi-a recondiționat pompa de servo acum, recent, că mi se părea mică picură pe undeva, era murdară tot timpul. Și na, reacția unei a fost, hai bă, îți cumperi una din dezmembrări. Da, dar dacă pot să o fac... aproape nouă înăuntru, că îi da. Schimb toate garniturile, alea, why not, știi, că mai și fac unul. Și mă certa unul. Adică ai și filmat chestia. Am filmat, încă n-a apărut și era unul, mă rog, am zis undeva chestia asta și mă luase un cebă că tu nu știi să desfaci, că te-ai chinuit la 20 ruburi de 10. Păi zic, da, da, fii atent, ea încearcă tu să faci treaba aia cu trei camere, lumini, trepied, între ele, dă da. Cheia, cheia. Nu, adică nu e doar lucrat, e greu da. Să și filmezi. E de dor mai greu. Adică, pe lângă faptul că trebuie să lucrezi, trebuie să și pui camera. Să și vorbești, să camera. Bă, frate, nu e ușor. Oamenii, ți-am zis eu, hate-ul de pe internet e atât de simplu de pe canapea. Domne, că acolo, la off-road, că de-abia ai urcat, off-road, da. Ce mașină. Vino, mă, să vezi, să vadă el acolo. Vino aici e, da. Tu și să te pun pe scaunul din dreapta, să vezi tu cum ți se mai pare că așa, pe cameră, niciodată nu pare cum e, știi? Pare mai soft. Dar oamenii, ți-am zis, am auzit frute și nefrute, că mi-am îndoit geanta, a fost regie, că am făcut nu știu ce regie. Bă, mi-aș dori eu să... Am regie atât de șmecheră. Ai la o firmă care îmi dai jante, nu? Zic, mi-aș dori, dar nu, lucrurile nu sunt așa. Și de asta zic, dacă faci chestia asta, atunci da, e fun. Cum merg oamenii cu bărcile în jurul lumii, filmează, fac vlog zilnic, fac, e un stil de viață, nu știu ce, merg oamenii cu dube de-astea în jurul lumii, la fel, filmează, arată și așa mai departe. E mișto să se strice, e fun. Pentru aia care se uită afară, se uită... Dar pentru ei sigur nu. Să rămâi ei... fără aer până Arabia Saudită, da, pe acolo, la 50 uitam de grade. La o fată care era cu motocicletă în deșert și a căzut cu motocicleta pe niște dune și motocicleta nu mai ieșea din viteză. Înțelegi? KTM nou, ceva genul ăsta. Nu mai, și nu mai pornea. Și a zis, trebuie să mă duc acum pe jos, că am trecut eu pe lângă un sat, e la vreo două ore, mă duc pe jos la ăia, au venit aia cu o mașină, a găsit niște grăniceri, soldați, au venit aia, au pus motoreta în dubă, îl avea pe unul care a zis ăla, vin eu să te ajut. A pierdut o săptămână. A pornit motoreta până la urmă, a zis, nu știu ce i-am făcut, ce nu i-am făcut, i-am scos mufe, i-am băgat, motocicleta a pornit.
Dar, știi, adică, da, pentru genul ăsta de content e mișto. Dar pentru ea în sufletul ei nu cred că a fost mișto. Mi-a plăcut ăsta. E un YouTuber celebru. El e din Bosnia, din Sarajevo. Driving for Answers se numește canalul. Și tipul... E foarte deep așa în gândire, e foarte pasionat de tehnică și s-a axat pe canalul lui pe content de tehnică, numai că la început el a vrut să facă conținut în timp ce conducea. De-aia zice Driving for Answers, da, știi? Da. Doar că n-a fost să fie, mă rog, și-a luat o Toyota MR2 din prima generație, a tunat-o de toți banii și așa, și acum a descoperit motociclismul și la un moment dat a făcut un poll și a zis că cum vreți contentul de moto, să fie pe canalul ăsta sau pe altul. Și în final, mă rog, zilele astea a făcut un film și a zis nu va fi niciun content moto, că mi-am dat seama că pur și simplu îmi place să merg cu moto. Și vreau să merg cu moto, nu, nu să filmez, să, da, nu să vorbesc, da, vreau să mă bucur de chestia aia, că și așa, da, tot timpul meu e alocat pe treaba asta pe video, nu vă supărați pe mine, dar sunt și om, știi? Da, mi-a da, plăcut partea da, asta. Păi de... da, pentru că, ți-am zis eu, oamenii zic... Haide, domne, că uite, tu te duci, te distrezi, te dai cu mașinile alea, faci... Bă, frate, nu e chiar așa, adică... Mai ești copil, mai... E distracție, șalte, da, e distracție, e distracție, dar e și muncă. Adică nu e numai distracție, să zici, da, domne, un lapte și miere, mergem acolo, bem, mâncăm, ne îmbătăm seara, a doua zi dimineață ne trezim. Nu e chiar așa simplu, nu e. Nu e lapte și miere, e și muncă în toată chestia asta. Acum că pentru unii, nu știu, pentru tine, eu ți-e simplu, că scoți telefonul dai din prima și nu tragi duble și da, nu faci... Dar tot e muncă. Uite, am fost la Peugeot acolo și bătea vântul, mi-a luat camera, nici nu știam că poate să zboare atât de departe de la vânt. Și a fost complicat cu timpul limitat cu alea, adică e stres cu alea. Da, nu e așa simplu. Ți-am zis, oamenii zic, da mă, mergi, te duci, te distrezi, dau aia bani, mâncare, băutură, nu știu ce, știi, dar nu, viața nu e așa simplă. Hai de făcut materiale. EP2? Ce? EP2 sau? Na, EP2. Da, cu Hondele, da, mă înțeles. Da. Sunt și mașinile, cum să spun eu, și aleg stăpânii, așa zic, e ca la căței, înțelegi? Da, i-am zis Mr. Miyagi la Honda și mi-a trimis adică... un urmăritor, un sticker cu ăla... Wax on, wax off, da, e chiar actorul din film, știi, pus așa siluetă și pe... Și că ne uși nebun că îi dai nume, că mi-a plăcut mie așa, și la număr, mic. Eu mi-am botezat aspiratorul robot, îl cheamă Marinica, adică... N-am bă, nicio problemă stare cu asta. De-asta roborocul ăla cu jurătorul. S-a plictisit el și a pus un rob Raspberry Pi înăuntru în aspirator, a făcut el o manțocărie acolo și l-a programat să înjure când se bușea de obstacole. De pereți, dar aș muri, mă, aș face era, dar din aia, un pic de artificial intelligence, nu doar replici de alea să-i dea play. Și nu știu, era în engleză oricum, dar ar fi fost Caterin că să fi fost în română. În română cu înjurăturile noastre. Putu-ți Dumnezei, știi ce zic? Adică d-alea pe vechi, știi? Da, aoleu, m-am rupt, putu-ți. Da, așa era unul. Am fost la service la... Aoleu! Aoleu, gen. Când recondiționam pompa de servo, eram acolo. Desfac și zic, bă, să nu... Care cumva să desfac rotorul ăla. Că pică toate zăbrelele alea dinăuntru și nu mai știu care cum vine, evident că asta s-a întâmplat. Am dat și eu una pe cameră, nu știu ce. Și pe aia am văzut că de fapt japonezul a gândit-o bine, că pala de atac e galbenă și știi cum s-o... Și tot auzeam pe unul, bă, gaf, tu... Și era un tot ciocănea pe acolo. Și îl înjura pe tasul în gând că avea o mizerie de Octavia luată cu 800 de euro și că îi se blocase ceva prezon la roată, știi? Și el tot încerca, până la urmă omul s-a enervat efectiv și a luat flexul și a tăiat prezonul, ceva de genul. Dar până s-a gândit, zic, bă, dar eu cum mai plec de aici? Că a tăiat partea care nu trebuie, nu piulița, știi? Și mă distra, na, cum își fac unii de lucru cu... Și auzi de prin alea tot felul. Mai era unul... Deci omul ăla, de fiecare dată când am fost la service acolo, îl repara la un 5 ani. Tu te duci pentru cine, nu știu, n-a ascultat de la început, tu te duci la un self-service. Self-service, adică închiriezi rampa, exact. Plătești o sumă pe oră, probabil și că stabilești este, de la început câte ore stai. Da, au și abonamente și chestii din astea și... Și îți faci singur. Da, ideea e că acolo... Ori vii cu mecanicul tău, ori îți faci singur. Ideal e să nu te bagi la chestii la care nu te pricep. Ăla este un self-service, nu este un service, nu e un garaj, nu are mecanici, adică ei n-au nicio obligație să-ți repare mașina. Ei operează elevatorul, toată securizarea și toate astea, nu-i voie cu așa. Și ai set complet de sculi, eu mă să schimbi uleiul, am mai recondiționat pompa acolo, mai o lucrare, o curea de accesorii, un întinzător, chestii. Dar se schimbă și motoare, suduri și alte chestii. Mamă, se face treabă, nu așa. Un băiat cu un 523 de la pe gaz, N52B25, un E60. Foarte frumoasă mașina, îngrijită și așa, dar la un moment dat a zis, bă, m-am sturat de ea că tot lucrez la ea într-una pompe de apă stricată, nu știu. Și la un moment dat desface scutul, face, bă, parcă avem un șobolan aici în motor, acum vreo săptămână. Și ăla a stat acolo, l-a plimbat 800 de kilometri și am văzut așa cu un cetinitor, cum i-a picat pe umăr,
s-a plimbat cu totul pe el și să vezi șobolanul mic prin garaj și 4-5-5 după el să-l prindă. Și povești de-astea care sunt foarte mișto de văzut, efectiv. Mă oftic că n-am prins-o pe filmare, că eu filmam atunci, dar ar fi fost sper ca eu să... Se întâmplă, da, să fie sunt o mișto. Chestie de-asta. Sunt mișto. Ia să vedem întrebări. Ești pregătit? Păi da. N-avem. Aia cu... Dar unde le văd, mă? Nu mai știu. Nu mai știu cum le văd. Întrebări pentru... Hai că pun eu. Ce manele îți plac? Ce manele? Nu, vreau să văd dacă le văd sau nu. Adică nu înțeleg de ce nu le văd. Ori nu sunt, ori nu mai știu. Eu sunt pe contul care trebuie sau... Da, sunt pe contul care trebuie. Ce proiecte ai la tine pe canal? Adică ce crezi tu că ar trebui oamenii să... Să vadă. Să vadă mai departe. Mai departe. Ce ai? Păi ce îmi propun discuții, să filmez ce... mai multe mașini vechi. Mașini vechi? Da, dă poveste cum ar veni. Adică eu am început prima dată, m-am să filmez un RS3 acum 2 ani și ceva. Și domnul respectiv avea un Renault 5 GT, care era 1.7 aspiranul turbo. Era ăla sub cel mai cel. Și zic, dă-l dracu de RS3, că m-a interesat. Și, mă rog, le-am filmat pe amândouă. Dar de acolo mi-a plăcut așa să vorbesc de ele, că na, am trăit cu ele când eram mic, genul ăsta de mașini, și am filmat o serie foarte lungă de mașini din astea, 10 să fie, nu știu, al de Audi 80, Opel Calibra, Fiat-uri mai vechi de până anii 70 și așa, și chiar mi se pare că alea nu trebuie uitate și povestite, că aia n-au greșeli mașinile alea, nu? Au povești de zis la câte au adunat și... Da. Scutere vechi și tot felul de... Faci și cu moto? De-astea. Da, și că eu sunt motociclist din... Mă rog, am fost în Tasos în 2008 și aveam permisul luat din 2001 de scooter. Okay. Dar era să ții scooter în vremea aia, era mulți bani. Da. Și mi-a plăcut cu moto, m-am angajat și mi-a dat aprilia RS1 2.5 și am fost pe aia până Muntenegru, deși sub nicio formă nu era gândită pentru asta. Și după aia am trecut pe un ăsta naked, un Suzuki Gladius am, pe care vreau să-l vând la un moment dat, dar mi-am dat seama că n-am nevoie să-l vând pentru că e foarte bun la ce fac eu cu el, frecuș în oraș. Okay. Consumă 5,5, o revizie 300 de lei pe an, perceau, era decent. 170 de lei. Și n-am nevoie să dau 10.000 pe nu știu avion de motocicletă, care mi-ar plăcea și așa, dar recunosc că mai bine mă bucur de astea de presă pe care pot să le prind la drumuri mai lungi. Și am ales rațional, adică mi-ar plăcea să am o Africa Twin, de exemplu, știi, dar 12.000 de euro și nu vă rost una, o ține la bloc și să merg, că eu merg doar în oraș cu motorul ăsta pentru filmări, știi? Nu și... mai faci plimbări, expediții și așa mai departe? Și vreau să mai merg cu barca, că prin prisma yachting-ului meu mi-am luat și permis de condus barcă în Grecia și s-ar putea acum, peste o lună, să fac o chestie cu niște băieți. Și se lasă și cu filmare, dacă tot mă duc. Așa cum a fost. M-am apucat de treaba asta cu schiul, că eu eram oricum de mic pasionat de schi și într-un concediu am cunoscut pe un instructor bun de schi, cu care am și făcut niște podcasturi. M-am băgat la el în școală, am predat mai mult de o lună, cred, la domeniul Șureanu, se numește. Și m-a prins chestia asta, adică o să tot continui. Că ei au avut curs acum, la schi. Dar că eu n-am putut să vin, că am fost plecat. Să aducem noi doi copii? Facem și... Nu, eu nu. Eu dacă îți povestesc... Nu. Eu schi am încercat, șefule, nu. Nu, m-am dus, am trecut peste schiurile ălora. Nu vrei să știi. Amiabil, dar. Deci nu, am vrut să cad, n-am reușit. Și ai tot accelerat, nu? Cum faci când vrei să te oprești, te pui pe fund. Și eu m-am lăsat pe fund și a venit un hop, și m-a ridicat. Zic că ești părăsit. Ce fac acum? M-am oprit într-o plasă de aia, nu? A fost coșmar. Am căzut. Deci a fost prima dată când am căzut într-o poziție în care credeam că n-am cum să ajung niciodată. Ți-ai mai făcut un cot. Deci schiurile s-au pus, nu știu cum, picioarele, zic, ești prost la cap. Și la un moment dat l-am auzit pe unul, atenție! Doppler de la așa. Și s-a întâmplat. A venit un schi. Noi, hai să plecăm de aici, că murim, înțelegi? Dar pe fiul meu ți-l aduc. Faci. Că și așa e cu schiu, adică socrii schiază, eu nu. Și atunci să învețe și el să schieze. Da, media e bine și să învețe de mic. Nu, că au mai ușor. Acolo niște dalea de bătut zăpadă. Cred că e mai ușor acum cu... Da, de mic e mai de mic, ușor, știi? Da, eu când mă uit la părtia și văd așa, să mă fac, nici pe cur nu mă dau pe aici, nici pe sac, ești nebun. Ce unde e scaunul? Nu, dar așa copiii, da, schiul e foarte mișto și periculos în același timp. Da, e un sport de contact, până la urmă, dacă stai. Da, e destul de periculos, te cam rupi. Și uite, avem exemple de oameni, nu, cu experiență, cu dalea, care s-au mai lovit, s-au lovit de tot. Da, adică nu e chiar așa, să zici, ha, mergi la schi că e
pac, pac, e ca și cum o duc la piscină în weekend, știi, adică nu, e mai, e, mai periculos. Da, trebuie să ai niște... Să-ți cunoști un pic limitele și să nu te arunci cu capul înainte. Că de asta e bine să o iei treptat, ca la moto, da. Nu din prima cu totul și mi-a plăcut, nu știu, am lucrat cu copii, mi-a plăcut, e interesant. Și asta e unul din proiecte, că oricum vreau să mai maxez și pe... Să merg la tot felul de ateliere interesante. Am fost la ăștia de recondiționează casete de direcție, cutii automate. Mi se par că niște business-uri care ar trebui arătate. Nu în sensul de hai să-l promovez pe ăla că îmi dă nu știu ce. Că n-a fost niciodată vorba de financiar și nici n-am avut colaborări plătite în sensul ăla, doar că chiar ăia muncesc mișto acolo și poți să vezi foarte multe servicii unde se vopsește bine, se face tinichigerie mecanică. Adică de ce să nu știi lumea de ei? Că asta e un ecosistem ce facem noi aici. Normal. Da. Și... Așa le cumva cred că se mai destupă marketingul ăsta în ideea în care metodele astea clasice nu mai țin și încep și ei să... Ușor, ușor, da, așa ar trebui să mai... Să ajungem și noi. Adică nu neapărat să ajungem, dar măcar să încercăm să copiem ce fac ai afară. Adică dacă ei sunt bine, 40 de ani înainte da, și fac niște lucruri, hai mă să facem ce au făcut ăia, mă, frate. Uite, reclamă, uite cum am făcut reclamă. Băgat acolo, nu se vede, nu zice ăla, vino și cumpără OMV de ăsta bun, că... curăță injectoarele și îți face bine. Nu, e un pic, pacul, subînțeles, a venit la cu Porsche, l-ai văzut, a pus de-aia. De ce a pus de-aia ăla oare? De ce a pus de nebun? Știi ce? Adică, da, mai avem mult. Mai avem și mult, îmi propun să, nu știu, cumva, mie îmi place foarte mult partea asta tehnică, doar că, din păcate, vorbind lângă o mașină, nu poți să arăți foarte multe chestii interne și mi-ar plăcea să ajung să pot să prezint chestii desfăcute, mai ales că sunt tot felul de dileme. Și mă enervează de asta mulți colegi de breaslă, prezentatori care nu dau atenție la chestia asta, în ideea în care, adică nu că nu dau atenție, sunt fake news-uri. Am auzit un atare recent de la un site, o mizerie de site care nu trebuie menționat. Sunt multe măcare, da. A zis că la BMW are, domne, limitator de viteză. Tu poți să faci money shift. Dacă ești în a doua la, nu știu, a treia la 5.000 și dai în tâia, nu se întâmplă am nimica văzut care... Unde, și eu am văzut asta undeva, dar nu știu unde zic, am văzut. Bă, n-ai cum să... Da, am văzut undeva pe Facebook. Undeva, era ceva, un... A, nu, la pas cu Bamse era. Da, bravo, da. Da, acolo, da, bravo, da, el a că pus, el da. Zis, că s-a, probabil și-a luat și blog deja, ca și mine. Și zi de-astea... Fake news grosolane, știi? Adică e păcat, știi? Dacă tu ai pe mână niște mașini din astea, fă și tu un pic de temă. Na. Adică nu e vorba de detaliere tehnică, mai bine nu intra în detalii, știi, dacă e să nu intri în... Da, pe de altă parte, vezi tu, oamenii trec peste detaliile astea foarte ușor, pentru că sunt foarte puțini care intră pe internet. Da. Și caut, exact. Ei vor senzația de mașină, știi. Ei vor să vadă ce zice ăla, mai așa, mai zice ăla o chestie. Nu, adică pe mine mă luau la mișto, că domnule, ce dracu, dai toate detalii. Zic, așa cum și tu te concentrezi pe câte nuanțe are LED-ul de interior, mie îmi place să zic, câți dinți are diferențial, nu știu, chestii de genul, știi? Da. Și afli tot felul de chestii mișto și mă uit că lumea e interesată și eu m-am dus pe nișa asta, adică fiecare cu treaba da, mă, da, știi? Da, da, da. Și mă pasionează așa să le văd acolo. Să le. Acum, de exemplu, am de la un domn o mașină care merge pe gaz de țeavă, pe metan. Ok. O Octavie. Uh-huh. Și e interesant ce au făcut aia pe acolo pe motor, că nu e doar... Deci merge cu butelia merge de cu la ragaz. De 200 de bari. De care, de fapt, nu GPL, e cu CNG, cu metan, știi, ăla care vine pe conductă. Și e interesantă la costuri, că omul are propria benzinărie, în sensul în care e branșat la gaze și are compresor în curte la el acolo și își bagă singur, vine pe factură acasă. Și e... Economisește, adică? Da, păi el ia la de, aproape 3 ori mai puțin decât e la stație de încărcat, adică e, nu știu, 15 lei pe 100 de kilometru, ceva de genul. Bun. Numai bun. Deci, să înțeleg că ești de părere că există combustibili alternativi la care noi nu avem acces din interese financiare, nu că păi, nu există. Nu știu dacă neapărat asta, cât știi cum e lipsa de perspectivă, adică CNG-ul, de exemplu, e forță în Italia și da. În Germania. Da. Și este o sursă alternativă de camioanele merg și e chiar e ok, n-are emisii poluante, e motor în continuare, adică nu e vreun sacrificiu, nu costă nu știu cât să ai o mașină din asta, așa. Și ar fi mișto decât să... Ne chinuim cu electrice pe care n-avem unde să le încărcăm. Și... Italia, de exemplu, știu că dacă îți montezi instalație de gaz și mașina e Euro 3, ți-o trece automat Euro 4. Euro 4, da. Pentru că, intră, pe gaz poluează mai puțin. Mai puțin, da. Da. Și eu acum când am fost la ITP cu Toyota, pe gaz a ieșit la noxele de benzină. Da, da, da. Din da, fabrică, da. Dar are 500 de mii de kilometri. Da, adică e lumină prin secvenți. Da, dar, na,
Da, adică mașina sunt merge niște metode în și de-aia zic. Sunt, nu mai zic în biodiesel și alte de-astea care sunt situații unde chiar pot să fie rentabile, interesante metodele astea, știi? Și eu sunt adeptul, hai să încercăm de toate, știi? Că așa a zis și Toyota. Hai să lansăm tot ce se poate, le lăsăm 10 ani și vedem care vedem cum. După aia, ce, care, da, cine știe, ce vrea omul. Poate nu știm noi de toate, dar mai află clientul una alta, știi? E greu să le știi pe toate. Și e nașpa că, nu știu, la noi ce mă enervează pe mine, că na, selecția de mașini limitată la noi, știi, din perspectiva asta a limitărilor economice, politice. Adică oricum, nu vezi motoare care de altfel, am apucat să testez tot felul de chestii non-euro, nu că în Noxe, mă refer la mașini făcute pentru Japonia, piața, nu, pentru Chișinău, da. La Chișinău se vindea Camry de 3,5, benzină cu 38.000 de dolari. Da. Și la noi e clar că n-au cum să-l aducă, că Noxe, că emisii, dar realmente motorul ăla în trafic consumă foarte puțin, adică vezi niște cifre de alea de 12. Și poluează și puțin. Și poluează puțin, adică nu văd de ce, păcat, știi, dar asta e, adică... Mi-aș plăcea să prezi multe alte mașini din astea, dar asta e piața, știi? Da, da, noi în Europa aici, eu nu înțeleg cum noi mergem pe niște norme că antipoluare. Și au norme serioase acolo, nu e, cred că e mai agresiv ca la noi în California, dar uite că totuși au uite învățat totuși să facă... Merg cu V8-ul, fără probleme. Și merge, adică nu, chiar nu poluează, știi? Nu sunt... Da, adică mi se pare că exagerăm un pic pentru nivelul... să spun eu, de întindere, așa cât e Europa versus da, glob, să încercăm noi să schimbăm. Discuții interesante în politic, oricum, că Germania a început să se contreze cu treaba asta cu Franța da. Și o să fie, probabil, na, pe viitor vor fi niște soluții interesante. Da, probabil că vor fi, nu cred în asta cu mașinile electrice și cu avântul ăsta. Nu zrele, că... dar mi se pare că nu e neapărat tot, adică nu poți să impui așa, știi, cum ar fi da. Data, de mâine vă îmbrăcați da. În roșu. Că, da, că roșu e, da. S-a dovedit că roșu e cea mai bună culoare da. Și e cea mai productivă pentru oameni și toată lumea roșu. Stai mă frate, da. Lasă-mă să aleg, e decizia mea, tu poți, da, cu marketing, să te duci la ăla, să zici, ia-ți de la mine electrică, că uite ce face, aia ce dregi. Da, normal. Ești liber, frate, să faci ce vrei, dar nu mă constrânge în decizia mea. Lasă-mă să-mi iau și pe motorină, lasă-mă să-mi iau și pe benzină, lasă-mă, pui tu taxe, domne, taxe. Cum era aia, mici fără bicarbonat, nu există așa cum ceva. Cum spun, zic, colegii noștri de la OMV, hai să taxăm curentul, să punem aceleași accize la curent, ca și la combustibil, și nu? Eu am și păi stai spus... puțin, eu cum fac? Eu plătesc niște taxe la asta că vând combustibil și aia care vând curent nu plătesc taxele. Păi aia primesc bani. Bă, frate meu, stai așa păi un pic. Fă-le cu bani, fă-mi fiecare benzinărie și o mufă da. De-aia. Am descoperit una la mine la bloc, chiar o să o folosesc. Și când am avut BMW-ul ăsta i7, am încărcat cu bani. Că zic, hai să văd și eu cât mă costă. Da. Rapid, frumos, stație. Încă nu am ce să reproșez. Da, să fie așa peste tot. Și să fie așa peste tot și lucrurile să fie corecte că și benzina egale. Benzina nu e gratis. De ce ar fi curentul nu. Gratis? Aia da, nu știu. Corect, corect. Dar interese. A, normal. Asta. Interese. Mult luați voi acum de aici, că e ieftin și după aia, hop, s-a scumpit curentul. Ce zic? Da, hop, da, da, s-a întâmplat asta. Hop, nu știu ce. Păi stai mă frate, n-ai zis tu? Nu, era înainte, eu când vindeam mașini, se promova, că spuneai de diesel și așa, se promova foarte tare cumpărarea de mașini diesel dacă faci peste 30.000 de km pe an. Da, era cifra aurie, știi? Acum, nu se mai promovează, acum toată lumea cumpără benzină. Păi ce ați făcut mă, Gogule? Acum nu mai e dieselul după bun? 20 de ani de... Nu mai da. E bun dieselul, l-ai dat la aia toți în cap cu diesel, merg cu ele până oraș, vai de capul lor, se înfundă filtrele, scoate filtrele, că e scump să înlocuiezi filtrul DPF, scoate-l, fă-i DPF-ul. Te usturi la nară? Da, mai fă și un soft, că vorba aia, dacă tot umblăm acolo, vărule, bagă și niște cai, că e bine așa. Când puteai să le vinzi de la început benzină. Da. Și, adică... Știi, nu, că interesul, că motorina era mai ieftină la pompă, acum e mai scumpă, acum e mai... Cam de la autobază, că da. De-astea, știi? Cum era ăla e vreme. Șef, e șofer pe tir și mă ajută cu așa. Românul a fost curent învățat... nu mai poate să fără, uite. Românul a fost învățat să se descurce întotdeauna și eu asta spun că dacă, Doamne ferește, se dă vreo lege de-asta prin Europa că nu mai avem voie să circulăm, la noi vine peste abia vreo 300 de ani, că cam așa suntem. Da, în urmă, sunt fanarioții deci okay. La noi. E ok. Bă, frate, acum avem întrebările aici, le-am descoperit. Mai și uit odată. Ca să nu cumva să scap ceva. Să nu care cumva. Acum e o întrebare aici, nu ți-o pun că e vorba de un coleg. E vorba de un coleg, ce părere ai tu despre el? Nu cred că are rost să vorbim despre oameni când, nu, mai ales când nu sunt de față, știi? Deci nu o să spun întrebarea asta, mergem mai departe. Când își ia sub, că în fiecare prezentare trebuie să menționeze marca. Bă, nu pot să zic că o să prezint unul, dar de luat n-am nevoie să-mi iau altă mașină acum și îmi place mult Honda asta, că apropo după toate nebunile de le conduc, că mă urc în ea și dau
la Vitec acolo, îmi place. Îți și îmi dau seama că la un moment dat mi-ar plăcea multe mașini, Alfa Romeo, Lexus-uri, Toyota, chestii, dar n-ar fi o decizie rațională și de asta probabil nu prea curând o să apară vreo mașină. Dar e una din, e pe shortlist. Ce mașină de buget? Aici e o contradicție, dar în sfârșit. Ce mașină de buget recomandă pentru noi, pasionații, în ghilimele, de preferat benzină turbo? Alfa de buget. Dar nu e chiar de buget. Aia e problema. Când face și el podcast? Nu știu. Mă gândesc. Că eu n-am un studio, un loc unde să fac așa. Noi avem la Craiova studioul de podcast unde mai facem. Dar, nu știu, probabil dacă o să fac vreodată în mașină, în mers. Cred că e cel mai practic. Pui camerele și conduce. Cred că ar trebui să-și facă un cont al lui de YouTube. Bă, toată lumea cei de la atelier îl trag în jos. Nu neapărat. Ei nu văd, e, de exemplu, faptul că eu filmez mult. Adică două mașini pe zi. Okay. Am de urcat într-un server. Cosmin face editările, ele cu cifrele. Cezar face și el material. Adică e o echipă, știi, aici. Și nu, nici ei nu pot fără mine, nici eu fără ei. Și e greu, eu nu m-am singur. Certat niciodată cu ei, mă înțeleg cu ei, nu văd de ce aș pleca eu de nebun când am plecat la drum cu chestia asta, ca să crești din nou la același nivel, uite ce a făcut Luci, de exemplu, da, care a fost la noi în echipă, el a avut multe proiecte și acum am sfârșit și cred că e pe firul pe care își dorește. Uh-huh. Dar e foarte greu să o iei de la zero, e multă muncă, e așa și cred că... Îi cunoști părinții lui Luci? Da. Dar nu, adică i-am văzut odată când am fost la el acolo. Deci crezi că putem să vorbim cu ei, să-l lase și pe el să fumeze? Cred că să fumeze pe video. Să fumeze pe... Da, a fost și o mirare pentru mine să... Când așa podcast, așa YouTube, așa. Cum de este o discrepanță așa mare între materialele realizate de el și cele realizate de colegii lui? Pentru că sunt stiluri diferite. Adică Cezar este un tip pe care dacă îl vezi live și vorbești cu el, a trăit în America. E un tip deștept, face conexiuni, îi place mecanica, îi place să desfacă, doar că el e un alt stil și nu văd de ce ar trebui să fim identici. Clar, nu. Adică că nu noi se... ne completăm, adică el face un alt gen de content pentru alt tip de clienți și are foarte multe povești interesante, că a mers mult în lume și așa. Și nu cred că trebuie să fie o... Adică de ce să încerce ei să mă copieze pe mine sau eu să încerc să fac glume oltenești cum face el? Că nu ne-a reșit la niciun. Da, știi? Clar. Asta e... Care e cea mai corectă mașină? Pentru că există una. Permiți, până permis, da. Sau aia de firmă, aia e bombă. Aia, da, exact. Aia e rachet. Clio 1.4. Sio. Ce recomanzi ca prima mașină, tracțiune spate, pentru a învăța tainele driftului, MX-5 sau E36? Da, ambele sunt ok, dar MX-5-ul, eu am avut MX-5 3 ani, NB 2001, mașină luată de la o camătă neplătită, nu mai știu, a fost 10.000 de lei. Și aia, problema la ele e simplu, dacă dai 2.000, trebuie să mai dai 2.000 să plece rugina. Dacă dai 4.000, a dat altul ca să plece rugina, știi? Adică cam mai e diferența la ele, foarte bună la partea asta de condus, doar că are două locuri, mai plouă în ea, adică trebuie să te gândești la chestiile astea. Dacă vrei o mașină, să zic, boschet complet, tracțiune spate, poate 36 e mai bun. Mm-hmm. Și ai și o gamă mai variată de motorizări. Cine sau ce ți-a trezit pasiunea pentru Alfe? Băi, mie îmi place în general Italia ca... tot conceptul, mi se pare că a excelat în orice, de la pantofi, haine, științe exacte, arte, corupție, absolut orice. Și la când Piovra. Le conduci și la Piovra și toate alea, da? Mi-a plăcut prin faptul că îmi place acordeonul, muzica lor și așa mai departe, cum e țara. Și în ultimul rând când conduci o Alfa, cum se aude, cum simți. Adică prin interacțiunea cu canalul, evident, am putut să conduc tot felul de Alfe din asta. Și mi-a... Deci, mi-a trezit așa, adică YouTube-ul toate, ți-a trezit pasiunea pentru Alfa Romeo, cum ar veni, da, adică pentru înainte că înainte plăcea, n-aveai ocazia să de le... design, da. Am mers cu ele, țin minte că am interacționat prima dată cu un 100, o Alfa 33 în general, avea tatăl unui coleg, ceva light, nu știu, era un 1.6 boxer cu minte și tatăl unui de la Yachting. Ăla avea V6. Avea un V6 de 2.5 și vorba un... Da. Și acum cred că are. Și mașina aia a fost a lui. Ulterior, mașinile au fost vândute la fratele lui Șerban Huidu. În familie. Și sunt... Deci omul ăla a avut 166, 2.5 V6 parcă era. Și ulterior un GTA Break 3.2 din ăla. Și am mers în ele. Adică nu le-am condus, că eram mic. N-aveam permise noi atunci. Dar na, am rămas așa cu flacăra de atunci. Câte mașini ai reprezentate până acum?
Băi, eu am un telefon, un folder numit atelier, unde am făcut print screen la toate filmările. Eu intru după ce descar zilnic. Așa fac un print screen la un cadru acolo, când stau eu ca statuia lângă mașina acolo. Da. Și sunt, nu știu, 700 și ceva de poze, doar că nu cred că sunt toate capturile. Nu știu dacă sunt 1000 de mașini, dar oricum, spre zona aia. Pentru că filmez de 2 ani cel puțin, minim o dată pe zi ceva. Ok. Și n-am pus acolo conduse, că sunt chestii unde am filmat, de exemplu, recent am condus 6 camioane într-o singură zi. Aș putea să zic că am filmat 6 camioane, deși nu s-a întâmplat neapărat asta. Știi? Ok. Care e dream car-ul tău? Bă, dacă ai unul, doamne ferește, eu n-am. Adică n-am, pentru că este... Îmi plac multe chestii, adică, de exemplu, îmi place vigoarea asta pe care o are Lexus și stilul ăla de bine făcut, limuzina asta, GS-ul din 2007, cam așa. Îmi place motorul de Alfa, dinamica, îmi plac mai multe și n-aș putea să nici să o faci, nu știu, mașina ideală cum ar fi, probabil ar trebui să fie mai multe. Dar așa, din astea moderne, dacă aș fi să am, ar fi să am 30.000 de euro și să-mi iau ce, mi-aș lua Alfa Giulia. Mi se pare plăcerea condusului la cote maxim. Sau un M340i din ăsta. Cum poate să rețină atât de multe lucruri tehnice? Bă, nu știu, și eu m-am gândit. Era o, nu fabulă, de asta cu o carte de aia de învățam noi la școală cu niște evrei, care învățau, unul din ei învăța prin asociere. Adică el zice, pentru că e soare afară și e marți, locomotiva aia are serie cu 2 în față, știu eu de asta. Cam așa e și la mine, cumva fac conexiunile astea și am citit de mic, am lucrat în bancă unde e multă informație și îmi place și mi-e ușor să rețin. Nu știu. Mai sunt întrebări care se repetă cu canalul, cu așa, cu bla bla bla. Nu ți le mai pun că le-am pus și ai răspuns la ele. Da, 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 care cu canalul propriu, cu așa. Da, nu știu, adică asta... nu mi-am pus problema asta. Nici nu, știi cum e, nimic nu e sigur în viață până la urmă, dar mie îmi place să cred că am lăsat uși deschise pe unde am fost. Acum că niște foști colegi sunt mai hater la adresa mea și mă amenință cu bătaia în privat și mă insultă și altele astea. Da, adică babuin. Nu-i? Așa e treaba lor. Adică dacă e asta simt, îmi pare rău că le-am cauzat un disconfort, dar în niciun caz nu m-am... N-a fost scopul tău, tău să-i superi pe oameni sau să-i deranjezi sau așa. Eu mai fiecare am, a avut aportul lui pe canal. Da. Nu-i canalul meu, n-am zis niciodată asta. Nu sunt, da. Asta știi cum e. Lucrurile pentru tine funcționează acolo. Lucrurile pentru tine funcționează acolo. Nu ai un disconfort în a filma. Și plus căutarea asta eternă să fie totul mai bine. Știi? Nu o să găsești niciodată cel mai. Știi? Și atunci dacă tu o cauți e frustrant. Că te... Și într-un fel asta e o problemă cu partea asta, cu informațiile, cu documentarea. Mă trezesc câteodată, zic, bă, dar care mașină are un șcetor sănân? Și mă ia cu capul, stai să caut și pierd 2 ore căutând oricum o informație useless care s-ar putea să-mi fie utilă cândva, la un moment dat, știi? Da. Dar ajuns te consume uneori chestiile astea și că mai bine, nu știu, le lași să se întâmple. De-aia și când filmez, îi dau drumul la cameră și zic acolo ce mi iese, știi? N-ai second thoughts după ce ai dat, ai terminat, ajungi acasă? Și te gândești. Ba da, mai am. Și mă enervează acolo, că... Parcă acolo n-am zis bine. Am uitat să zic anumite chestii care poate ar fi întregi povestea, dar n-am oricum. N-am zis aia. Am zona de comentarii unde pot să zic asta, mai am... Și de multe ori îmi dau seama că tipicăreala asta nu e neapărat... Benefică. Go, că te consume aiurea, lumea poate nu înțelege în capul tău și o lasă așa, știi? Și poate lumea ar vrea content din ăsta, stilul super editat, video, dar nu-mi stă în caracter. Sunt foarte mulți care filmează cu drone, cu camere 8K, dar știi cum e, zic că Porsche Boxster are motorul în față. 6 linii. Adică, da, faimoasele motoare V6 de BMW și de-astea. Adică mai bine mă concentrez pe ce-mi place mie să livrez acolo și informația, știi? Adică, până la urmă, nu e un boschet de cameră ce am, cât de cât se vede ok. Și nu mi se potrivește un DSLR cum sunt astea, că nici nu știu să-l folosesc ca lumea. E greu, se încarcă greu după băută, exact, da. La prânt, la cutie. Pe auto, țiplă. Da, știu. Și atunci e complicat. Mai bine sunt mobil, știi? Adică am avut deplasări în care veneau unii canale faimoase cu jdămii de euro echipament și ajungeau să filmeze cu telefonul fără lavalieră, că au uitat bateriile, că nu le-au încărcat, că nu știu cum. Eu cu ghiozdănelul meu amărât acolo, măcar... Da, mă, tu-ți faci jobul tău așa cum și îmi place vrei. Să fiu apropiat de urmăritori, adică îmi place mult zona aia de comentarii, nu că aud laude sau că lumea scrie sau că înjură, aveți opinii diferite, la fel, nu contează, dar pentru mine contează mult...
interacțiunea măcar între ei, că poate e unul care vrea să știe de motorul ță ce probleme a avut. Și scrie unul acolo, uite, eu am de 3 ani, așa, și super utilă informația pentru cineva care chiar caută, așa că nu. Comentați, faceți debate-uri, da? Civilizat. Da, nu sărim gardul, vorba aia. Da, civilizat, că așa e normal, așa e frumos. De singurul canal YouTube care e cu înjurături, cel puțin pe video, bă, dar cred că un report n-are pe tema asta, este Iuda. Acel dubist care e foarte tare cu traficul cu alea, dar prin natura contentului nici nu are ce hate să-și ia, că el prezintă, uite cum merge ăla și el da. Jură pe fundal, dar mi se pare că e așa, dacă vrei să te descarci, te uiți la ăla. Te uiți la ăla, nu? Da, da, mă, fiecare canal, ți-am zis, e cu urmăritorii lui și cu bune și cu rele, oamenii și ăștia care sunt nasoi țin să zică ce că ei sunt nasoi. Asta, că, uite, de exemplu, eu când te-am cunoscut prima dată, mi se părea că... S-a arogant. Adică, da, dar eu nu te înțelegeam prima dată. Da. Că, și dracu ta glumă, Caterin, da. Că nu știu cum, știi? Și n-am avut vreo disensiune sau așa, dar fac zic, uite, acum stăm la o masă și vorbim, glumim, adică asta contează, da, mă, știi? Da, și ne-am, când oamenii, am fost în niște deplasări, chiar ne-am distrat. Oamenii, eu spun așa că, nu știu, la băieți, eu... Nu știu, având multă experiență de forum, ca să zic așa, da. Am scris mult, mi-am prezentat mașinile, mi-am luat multe pe acolo, așa, băieții mai trebuie să-și măsoare ouăle, știi? Da. Mai ales în mediul ăsta online. Eu zic de tine, eu ba nu. Și pe aia când se întâlnesc, sunt cum era așa, la cățeie, de le dădea gardul exact, la o parte. Exact, același lucru și când se întâlnesc, eu asta le spun oamenilor, stați-mă un pic așa că ne facem niște păreri greșite despre oameni, mai ales la televizor sau... în mediul online, că ăla ți se pare arogant, ăla ți se pare, nu știu, prost. Habar n-am ce înseamnă acest prost. E, dacă disecăm cuvântul prost, e mult de discutat, știi? Nu știu, ăla ți se pare că n-are informații bune, ăla ți se pare că prezintă niște lucruri, că a luat niște bani de la alții și el nu crede în ele. Habar n-am, fel și fel, dar oamenii când îi cunoști în persoană se schimbă, plus că, cum să spun eu, și conexiunea asta în persoană, știi, ai mult de stat cu un om, multe ore de stat cu un om ca să înțelegi, ca să-ți dai pe seama deplin, da. Cum e omul. De cum, faza știi? Aia cu Never Meet Your Idol, știi? Că dai, poți să ai o decepție, adică ăla să fie o lepră în privat, dar până la urmă ce livrează el să fie pe placul tău, știi? Da, și eu de asta fac de multe ori greșeala asta să fiu acid și să... Că sunt filmări unde mai pune și noi pe TikTok, scoase din context așa o glumiță cu Diesel, cu religia, cu alea, ți o iei acolo 800 de comentarii, dar e fan să vezi reacțiile astea, știi? Numai că unde mai am eu clar de lucrat e poate pe interacțiunea asta politică corect cu anumiți importatori, unde noi ușa deschisă. Am fost la niște... Îmi doresc să prezint mașini de la Nissan, Dacia, Ford. Oh, e nu greu la poate. Nissan și Dacia, da, e foarte deci greu. E acolo secrete de stat. Decepție. E complicat, rău de tot. M-au chemat, mă, certe, știi? Zic, da? Adică de ce ți-ai, din timpul tău de 3 ore, puteți să ieși la telefon? De ce te-au chemat la o întâlnire? Păi că odată că am zis că Jogger are o stea și zic, păi cum? N-are? Adică n-are, dar... Și eu am zis într-un film în care am arătat că steaua aia nu înseamnă că mori în ea. Și că n-are senzoria de centru, după algoritmul euro în cap, unde ea se testează toate. Și mi-au dat cumva de înțeles că da, noi nu recunoaștem euro în cap. Păi cine e euro în cap? Euro în cap, tu ești un domn din drumul taberei și sunt undeva acolo, adică, na, mă rog. Și da, astea cu pleacă, schimbă-ți numele, fă-ți alt canal, da, nu merge cu... Nu puteți să-mi spuneți. Adică era din alea, hai să faci astea, ca să sperăm că putem avea o ședință în care să sperăm. Stop cadru, pentru ce sume vorbim? Pentru nimic. Adică, pentru nimic, nu? Doar ca exact, să-ți dau să prezint. Bă, ce băi, bravo. Eu zic să veniți și la mine să-mi spuneți să mă bărbieresc, să nu mai am barbă. Și doar așa pot să prezint o Dacia. Adică ei nu... Și le-am spus așa, ca rezumat al întâlnirii, îmi este mai ușor să obțin un supercar la filmat decât o Dacia Logan. Da, noi putem să obținem o Dacia Logan de oriunde. A, normal, că o iei de la urmăritor, adică asta am zis eu și unde le-am avut, le-am avut de la ei. Și pot să prezint așa cum vreau eu, fără să primez nicio sumă de bani de la nimeni, fără să-mi aud vorbe că a, ție nu-ți dau mașină, că mi-e frică că zici de rău. Da, n-am avut niciodată constrângeri de genul ăsta. Sunt anumiți importatori care solicită decență și înțeleg perfect. Adică dacă e mașină ferește, în miez, Doamne ferește, nu știu, cămași, sunt figunoaie, dar astea sunt de bun simț. Doamne adică ferește, nu, ține de imaginea niciodată, ta. Știi? Sunt de părere că n-ar trebui nimeni să zică cum să prezinți și ce să faci. Da. Adică astea sunt by default. În momentul în care intri în meseria asta, trebuie să știi niște lucruri. Și, iarăși, dacă vrei să spui de rău, spune și de bine. Adică nu spune... Da, că așa mi-e place nu să există că le o mașină, obiectiv, așa, da, nu există o mașină care să fie perfectă. Plus că, iarăși, noi prezentăm din punctul nostru de vedere ce am simțit eu pentru mine când am condus mașina respectivă. Că mie nu-mi place la genunchi aici consola, că mă bate la genunchi. Poate tu nici nu simți, poate ție nici nu ți-ajunge genunchiul acolo, e tibia. Poate tu stai altfel în scaun. Adică
Da, este foarte subiectivă chestia. E foarte complicată. Bă. Cum ți s-a părut? Bă, mie mi se pare că stau bine în scaun, dar eu stau bine în scaun. Cum să cred eu că vorbesc pentru 17.000 de oameni care se uită la mine? Mă enervează cumva că e o anume obtuzitate care n-ar trebui să fie atât, dar nu stă firma aia în oamenii ăia, eu las, nu stau să mă stresez așa, nu. Dar e un off în sensul că, uite, am un amic bun cu care mergeam în concedii și omul este Bartai, directorul la Ford acum. Deci în momentul în care s-a angajat, s-a întrerupt orice, deci dacă sunt la un grătar cu el și aduc cuvântul Ford în discuție, pur și simplu discuția cotește pe lângă Ford, deci nu există, bă, lucrez la ei, dă-și mie un contact acolo, îți mă duc și o să. Da. E zero, barat. Da, altul era șef de forum Opel, unde eram eu cu Astra, okay, de 11 ani pe, da, care am avut-o și așa, s-a angajat la Ford, zero comunicare. Nu știu, așa e modelul probabil, habar nu stau să mă... Da, așa că zis, nu m-am stresat, m-am dus eu la reprezentanțe cioc-cioc, zic, poși să... Da, bă, Koga, nu, du-te, plimbă, te fă-ți. Adică scopul meu nu e să mă plimb cu mașinile alea, vreau să le, da, prezint, asta e ideea. Da, pentru oameni, că oamenii ce, când o să vezi pe canal nou cu tare? Zic, păi nu prea curând, că trebuie să-mi, da, scrie și mie cineva. Știi, mă întreabă de Renault Austral. Probabil peste un an, când o să-și cumpere cineva, da, îmi scrie și mie. Știi? Da, păcă, nu mă rog. Fiecare. Da, discuția asta legată de importatori și de branduri, dar și așa, cu, adică e complicată. Ce mașini ați văzut pe canal și în general vedeți pe toate canalele sunt ăia care sunt oameni. Și care sunt foarte... Da, cu care poți și să faci chiar treabă, vreau să, da, fac o mențiune aici, că mulțumită podcasturilor de aici de pe canal, m-am împăcat cu Alex Șeremet, care este un tip... Erai certat cu el? Bă, nu pot să zic că eram certat. Ideea e că am greșit-o în sensul în care m-am fost eu mai berbec, așa, mai acid într-un mail. Poate și el a insistat cu niște chestii prea mult și s-a închis bariera, așa, știi? Și era ca la magnet, știi, cu polii, mm-hmm, opuși, știi? Da. Și la un moment dat n-am mai insistat să cer. Și așa că zic, nu vreau mașini să mă plin cu ele, vreau pur și simplu să le prezint. Și el a apărut într-un podcast la tine la un moment dat și l-a luat unii pe acolo. Că ce ai, bă, cu băiatul ăla, că nu știu cum că... Și eu am zis că n-am nimic cu nimeni, nici el nu cred că are cu mine și așa, dar zic, pare așa rău oful meu de suflet, că noi amândoi suntem pasionați de mașini. Da, și nu și v-ați înțeles. Nu vreau v-ați să înțeles. Fim pasionați, da, la o cafea împreună, da, și mi-a zis, hai, la cafea, știi, mi-a scris, da, ceva și de acolo am fost să... Eu, ca să înțelegi relația mea cu Alex Șeremet, îl știam dintr-o conjunctură a unor prieteni, îl știam, da, da, salut, da, salut, ieșeam la cafea, n-avem nicio problemă. După care, acum 10 ani, când am făcut un eveniment la Dârste, unde era un camping la Brașov... La Dârste era cu trenuri, cu alea, da, ceva așa, cel mai tare eveniment pe care l-am făcut eu, m-am dus la el, că în fața campingului era o reprezentanță la BMW. Și cunoscându-l, salut, vreau să vin până la tine să-ți prezint evenimentul ăsta pe care îl fac. Da, frate, vin-o la birou, nicio problemă. Și zic, bă, uite, nu vreau bani. Nu vreau bani acum, că sunt la început, nu pot să cer bani, nu mi se pare așa, știi? Da, 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 și am mers pe principiu. Da, vorbiști tu cu oamenii ăia că au fix în poarta campingului, au reprezentanța de la BMW. Vorbiște cu ei să tragă niște mașini înăuntru, să pune niște steaguri cu BMW, poate da și voi un preloc, o ceva, o atenție. Adică nu e vorba de bani, da, de logistică acolo, foarte, da, complicată. Îi ajut eu, merg eu ca rampele cu ei, adică nu e problemă, eu știu ce înseamnă că am lucrat. Haide să facem treabă, să, da, uite, da, da, dacă, da, vin oamenii și văd că am acolo sponsor BMW, se simt și ei mai important, se simt că i-a băgat cineva în seamă, nu știu ce. Știi ce mi-a răspuns Alex Șeremet? Noi avem suficient de mulți fani, nu putem să colaborăm, înțelegi? Dar am luat-o ca atare, adică am luat-o ca atare, l-am înjurat în gând, ia uite și pe îngânfatul ăsta, nu știu ce. Și după aia acum face am început să lucrăm tine, și face podcasturi la mine, da, la canal. Adică chiar zilele trecute mi-a zis, dar tu ai ceva cu mine, că te iei de mine. Și zic, n-am nimic cu tine, ești nebun, zic, doar îți spun niște lucruri, cum le văd, și îmi permit să vorbesc cu tine deschis, dar nu am ceva cu tine sau nu te cert. Adică e... Și ca orice om, poate să aibă o zi bună, poate să aibă o zi proastă. Poate, eu tot timpul îi spun, dacă ai niște lucruri pe care le crezi cumva, sună-mă, să ne auzim. E foarte important tonul discuției. Da, înscris, da, da, că din text nu-ți dai seama. Înscris, fiecare poate să o ia, știi, pe o tonalitate greșită care nu a fost sub nicio formă intenția mea. Știi? Și atunci și de asta spun. Și mai e o chestie, iarăși, care se întâmplă în România și îmi pare rău că se întâmplă și aș vrea să fim mai buni de atât, să nu mai punem relațiile personale și interacțiunile personale în interesul firmei. Adică eu nu cred că BMW avea ceva împotriva ta, că tu ai dat un mail nu știu cum. A, adică, niciun caz. Înțelegi? Deci dacă eu lucrez, am un job și pot să decid cu cine și ce fac, n-ar trebui să pun relația mea personală în luarea deciziei
care decizia este pentru compania respectivă, da, nu pentru tine personal, tale, știi? Și atunci, din păcate, da, asta știi, se ține cont și de chestia asta. O relație se construiește cu greu. Da, eu n-am o problemă, că ți-am zis, eu știu că sunt arogant de mic. Adică eu de mic sunt arogant și am făcut un live pe TikTok senzațional, îmi pare că nu se salvează, nu, dar oricum pe TikTok e altă lume. Și a intrat un băiat, de ce ești, domne, așa supărat? Da, 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 da. Deci, înțelegi, de ce ești așa supărat și ești arogant și pe viață? Și nu, e soare afară. Da. Am zis, bă, frate, știi de ce ești arogant? Băi, eu sunt arogant că eu când eram copil, aveam 286 și ei aveau HC. Și omul mi-a zis, a, iar vorbim de mașini, domne. A, bun, așa. Pe jos 286, nu? E ok, nu mai are rost discuția, da. Și am zis, e normal să fiu arogant. Cine mă place, mă place și acum sunt, cine nu, nu, nu trebuie să fii plăcut de toată lumea. Adică nu, scopul tău în viață, da, nu este, adică eu nu m-am dus pe toată lumea. Pentru mine mi se pare o reușită așa, personală, că chiar am reușit să mă apropii de omul ăsta și am ce să învăț de la ei. Am și eu oameni pe care i-am văzut prima dată în viața mea și am zis, mamă, nu-mi place de ăla. Nu-mi place fața lui, chiar dacă n-am interacționat niciodată. Da. Pe parcurs i-am cunoscut și mi-am schimbat părerea total. Total. Ceea ce e mișto, da. Total, ești nebun, de la... zis, mamă, ăia, nu știu nimic, nu știu ce. Și i-am cunoscut și am zis, băi, chiar sunt super profesioniști oamenii în ceea ce fac. E o greșeală, da, știi? Da, exact ce știi tu cu vorbitul live. Știi că de multe ori înscris sau pe comentarii nu-ți dai seama, dar dacă noi ne întâlnim toți la un eveniment cu Pierre, mie îmi place să cred că poți să întrețin orice fel de conversație cu oricine, orice glumiță. Da, 100%. Acum, repet, nu trebuie să fii prieten cu toată lumea, nu trebuie să ieși cu toată lumea la cafea, nu trebuie să fii plăcut de toată lumea. Știi unde ne găsesc pe toți. Da, bineînțeles, deci nu e o problemă. Astea cu bătăi, cu lucruri, nu știu, nu împărțim atât de mulți bani încât să ajungem la mafiotisme. Să dăm foc la mașini. Să ne facem, să ne punem și o bolan pe preși. Și să fără cu capul tăiat. Da, cu capul tăiat, degete mici, cu inele și pâmplic și nu știu ce. Cum ar fi să apărem în cancan cu Dalia Cuteric, că i-a pus un cap porc de la, ca la mafie. Pe capotă. Da, deci nu cred că e același lucru cu cursele ilegale. Doi se făceau pe bani, nu se făceau niciodată pe bani în România. Că dacă se făceau pe bani, niște, tăiau ăștia capete. La niște glume de astea bolnave și să ducem parcul de presă, ceva, să schimb numerele între ele la mașini. Da, ce are? Și după aia să vezi care cum. Am pățit de multe ori la că pun alea cu atelierul, știi? Da. Și eu plecam în test drive la drum cu plăcuțele pe... Da. Se înțelege, e ok. Nu cred că îți face nimeni dosar penal. Am pățit odată, scoteam numerele și eram cu un Clio fără numere și se uita poliția așa la mine. Și a venit, că chiar așa, domne, ziua în amiaza mare. Ce am făcut, domne? Păi mergeți așa ca bulangii fără numere. Zic că nu stați că sunt porbagaș. Că a văzut cu filmul și că face, haideți, mergeți așa, dar să aveți grijă că poate unii colegi nu e așa amabil. Dar mă rog, avea dreptate, adică n-am avea dreptate, dar cum le spun eu domnilor polițiști, că, să spun eu, legea este interpretabilă acolo, adică e de la minim la maxim. Chiar vorbeam ieri. E în funcție de gravitatea faptei și de cum am făcut și ce am zis. Una e când eu vorbeam ieri pe tema asta, uite, da. Nu sunt de acord la poliție și chiar am vorbit cu un polițist și mi-a dat dreptate cu chestia asta. 9 dimineața, e soarele ăla blană în față, bă, nu vezi nimic. Adică dacă n-ai ochelari polarizați, tu nu vezi ca lumea. Și polițistul dacă stă pe bandă, tu le iei pe capotă capul popic. Adică nu-i că nu-l vezi. Că vrei. Da. Nu-l vezi, pur și simplu. Adică ar trebui să stea puțin mai ferit. Și a doua chestie, pe autostradă, DN-ul, 3 benzi. Nu poți să te duci să oprești o mașină aruncându-te așa, că îl iei pe capot, adică nu ți-i în frânele. Și mi-a zis omul, deci eu am pățit la, nu știu, aveam 20 de ani la podul de la așa, am venit, plecat, era și în pantă, aveam și un tovarăș, dai, radarul fix la mine în fața blocului, înțelegi? Aveam un Ford Escort XR3i. Bă, când aici stăla în fața mea, îți jur că, uite, mi se face pielea găină, nu știam pe unde să mai feresc. Nu știam pe unde să-l mai feresc pe polițist, înțelegi? El să mă oprească. Eu zic, dă-te la o parte că nu mă opresc, ești nebun la cap, tu te pui în fața mea, ce vrei să oprești mașina? Eu nu mai știam cum să mă opresc, mâncate. Și trec de el, îl ocolesc într-un final, reușesc să-l fentez, voi apăs că eu pe dreapta, știi? E da cu oglinda. Da. Trec de el, dau cu spatele, ajung la el, ce-mi zice, mă, primul lucru, polițistul? Ce faci, domnule, ești la curse? Nu, dar puteam să te omor. Tu ce faci? Ești nebun, ești la rodeo? Da, adică asta zic, păi faptul care uniformă înseamnă că e... Eu cred că mi-ai făcut. Fă-mi semn de pe trotuar. Băi, oprește-te. Nu m-am oprit? Fă-mi dosar penal, că n-am oprit la semnul polițistului. Sau văd că opresc, uite, adică, nu, what the fuck, trafic. Sunteți nebuni? Ok, o comite 1, oprește-l, amendează, bă, dar trage-l mai undeva pe un trotuar, nu acolo, tati, acolo, cu blochezi totul, știi? Tati, sau opresc șoferi profesioniști autocare, dale, așa, ăla cu 40 de tone. Da. La intrare pe un podeț. N-avem nicio treabă. Unde este continuă și tu practic dacă stăm acolo, dacă stăm o viață acolo după el, că e linie continuă și ne-a permis. La fel, intrat în intersecție, eu înțeleg că o misiune și așa, dar bă, puneți problema că nu te vede, adică nu poți să intri cu 100 la oră
special la intersecție, știi? Cazul mașinii de poliție care a dat petrecerea de pieton peste fetițele alea două. Da. Domnule, aveam girofă, eu te cred că aveai. Și fetița aia înțelege ce e girofă. Eu, de exemplu, mie mi se întâmplă de multe ori să intru în intersecție și să aud o sirenă. Da. Bă, nu știu de unde vine, aia zic, mă enervează, dacă nu. Stau, mă uit. Uită-te în stânga, uită-te în dreapta. Cu o dată apare, da. Ce e? Ce face? Da. Băi, eu înțeleg că sunt urgențe. Și mi se pare că e un uz excesiv de sirenă, adică eu stau într-o zonă unde o bucată de 2 km este drum și atât, nu-i nimic acolo. Da, și el merge cu sirenă. O rupi două pe sirenă, adică mi-a spus, am filmat mașina unui șofer de salvare și a zis, este ultimul element pe care îl folosesc, sirena. Da. Pentru că am avut o situație cu unul care a sărit pe contrasens, a speriat și atunci prefer să am luminile alea blană tot timpul și doar un șpriț, așa când e nevoie. Eu înțeleg de sirenă, știi? E complicat, înțeleg că și el încearcă să facă, să fie auzit, intenția e bună, intenția e bună, da. Și da, asta mi se pare că de la șoferii de salvare conduc mai bine decât polițiștii, pentru că au răspunderea pacientului. Corect. Și am observat la intersecții că sunt mult mai abili în a frâna și astăzi am văzut un accident pe care o salvare l-a evitat. Exact pe tema asta, de aici să stăm, că poate vine. Da, nu trecem până intersecție cu 100 la oră, că noi avem girofarul și ei automat știu că noi avem girofarul și gata, toată lumea e safe și trec eu blană că am de ajuns să-mi iau cafeaua, că s-a răcit. Nu e cazul, poate chiar sunt urgențe, poate chiar corect, și nu dăm la nerespecta semnale, înțelegi? De poliție, dar, sau alte nebunii din astea. Da, să încercăm să fim oameni și repet, fie mai bine. Legea și amenda respectivă este în funcție de gravitatea faptei. Una e că m-ai prins pe mine că am trecut pe galben și alta e când trece unul pe roșu așa. Păi am avut eu recent cu o mașină de presă, na, nu știu să văd cum merge la 180. Și eu am vrut acum când am mers și am oprit Waze-ul și l-am văzut pe domnul polițist cu pistolul, aveam mult rău de tot, cred că i-am dat pistolul peste cap și nu m-a oprit. Și atunci am zis, dacă îmi vine acasă mamă, să știi că ai avut permis. Da. Și eu eram la 180 pe pilot automat și m-a luat radarul cu 174. Dai să mă girofare, vine, parcare frumos. Ce să facem? Azi nu, m-a oprit și a zis, haideți mai în față că nu e ok să rămânem aici. Foarte frumos. A venit politicul și omul avea probabil un speech de la pregătit și face, da, că știți că nu e ok, că nu știu cum. Știm. Când mi-asum, știu perfect, uitați așa și pe dincolo. Mașina e nouă, anvelopa nouă. Și zice, bun, obiecții? N-avem. Cum adică n-aveți? Îmi pare rău, scrieți dumneavoastră atunci. Ziceți dumneavoastră ceva acolo. Mi-a arătat poză cu viteza, știu cât aveam, am zis. Păi mă așteptam să nu recunoaște și să trebuiască să vă conving în 5 minute. Că zic, nu, și că, uite, pentru chestia asta vă dau minimul. Nu-i normal? Nu-i normal să-mi dai minimul? Adică, că eu am fost impecabil și nu ți-am pus bețe în roate și n-am zis că nu semnez, că iarăși ne întoarcem la semnatul. Semnatul nu înseamnă că îți recunoști vina. Semnatul înseamnă că ai luat la cunoștință. Aveau semnalmente că unul cu geacă roșie, cu fez, nu știu cum, a făcut nu știu ce. Și a tras sloganul în față, pac, legitimare. Dar a fost foarte așa puternică interacțiune, îi dau buletin și mă face mersi de... Stai, curiozitate, ce domnule, știți cum e, trebuie să avem un așa stilul de interviu. Nu știi de unde scoate pistol, cuțit, ceva. Corect. Și preferăm să fim tăioși prima dată cu distanța de rigoare, dar de acolo începe treaba. Că dacă tu nu te supui la cum e legea, poți să-ți iei, știi? Și clar, polițiștii tineri sunt mult mai abțină. Da, nu, vânt face. Da, o discuție, mă uiți la aia în America, ai văzut că sunt și aia super nebuni acolo. Cred că de-aia le-ai și pus camere. Da. Domne, stai că mâna, stai că n-am făcut, dar de ce m-ai oprit? Păi te-am oprit. Văzusem un clip cu un avocat care a zis, polițistul i-a zis să-ți fac dosar ca la noi, cu șină. Că n-ai oprit la semnul meu. Adică eu am mers în spatele tău 10 minute și tu nu te-ai oprit. Și ăla zice, da, nu m-am simțit în siguranță. Nu am găsit un loc unde să mă opresc, să mă simt în siguranță. De-aia n-am oprit. Eu, pe toată durata lucrului respectiv, n-am crescut viteza cu nici măcar 1 km/h. Deci n-am vrut să fug n-am de tine. N-am fugit, exact. Înțeleg? Și ăla a zis, bine, îți fac percheție în mașină. Și ăla a zis, nu-mi faci. Unde sunt actele? În torpedo? Poate colegul meu să meargă să le ia? Nu. Cum nu? Nu. Și ăla și-a sunat superiorul și a zis, ce facem? Și superiorul i-a zis așa, nu-l acuzi de faptul că n-a oprit la semn, nu-l acuzi de asta. Deci, doar că nu s-a legitimat. Dar te duci și faci percheziție mașină. Da. Nu mai stai să ai acordul lui, te duci și faci percheziție mașină. Nu găsești nimic în mașină, îi dai drumul să plece. Da. N-a găsit nimic în mașină, i-a dat drumul să plece. Omul a motivat și a zis, eu sunt avocat, n-aveam cum să plecasem de la un client și n-aveam cum să mă vadă clientul că m-am oprit în fața poliției, nu știu, o chestie. Da, în sfârșit. Înțelegi? Dar știi, ideea în sine, dar pe ăla, cum să spun eu, mâinile pe geam, cătușe, l-am cătușat, adică procedura e procedură, pentru că și acolo lucrurile sunt mult mai nasoale și se pot întâmpla mult mai rău decât la noi. Da, și nu-i doar alb sau negru, știi?
Și, dar asta vreau să menționez, că legea trebuie interpretată pe gravitatea faptei și amenda trebuie aplicată așa cum mi-a luat mie permisul cu M4 la Iași, că am făcut drift cu copilul în mașină, conducere agresivă. Ce să zic, că n-a fost, am și eu mașina asta de la BMW, face drift singură, ăsta mă bate la cap, ăsta mă bate la cap de la București, tati șpanetă, înțelegi? A venit rondul, n-aveam cum să nu fac, n-aveam cum, uite, să zici cu nevastă-mea în telefon, adică nu sunt descreierat să zici, da, că normal. Am mers foarte tare prin oraș și am pus în pericol oamenii. Acum așa la ce să zică, bă frate, ai condus agresiv, te-am văzut că ți-au scârțit roțile în rond, da, 30 de zile. Ce să-ți fac? Da, frate, 30 de zile. Am pus și eu poză cu dovada și am zis, dacă aveți M4 Competition la presă și rămâneți cu permis, nu e pentru voi M4 Competition. Am văzut la un amic, tot ăsta, botezatul pățise, avea un Mustang Shelby de ăla, de 700 da. De kilowatts, cred că avea în talon. Am pățit și cu Mustangul. Și l-a oprit poliția la Brașov, că control de rutină. Și zice, dom'le, cred că va greși colegii talonul. Face ce? Păi zice aici, 700 de kilowatts. Și că nu, că atât are, că e Cobra Edition, nu știu. Să moară mama, închid drumul, dă-i și o blană. Am pățit și eu. Doamne, stai puțin, da, că nu, jur, vreau să văd cum. Vreau să văd și eu. Da, mă, sunt și ei oameni polițiști. Da, asta mi se pare tare. Da. Eu am plimbat un polițist, m-a oprit la alcool, da, le-a suflat tot în regulă, face, auzi, dar uite că vrea și nevastă-mea, că cum e? Da, vină în coace să-ți dau costele, să le... Rămâi tu. Da, am pățit și eu aici, la un minut aici. Tot cu Mustangul, la rond. Ce faci? Dă-i, să vedem și noi. Dar, repet, sunt și ei oameni și, da, și e foarte normal. Important cum vorbești cu ei. Normal. E foarte important să fii om tu, în primul rând, când că ei te opresc. Că nu te duci cu scandal direct. Știi? Trebuie să-ți vezi interesul, pentru că să fii tare în gură și să arăți că ești șmecher, nu. Din start e o plecare greșită. Au mai văzut mulți șmecheri de ăștia și nu impresionează cu nimic, ei scriu și voi aveți de plată. Mai bine să vă împrieteniți, pentru că e mai bine așa decât să facem. Eu aș sta cu tine ore aș sta de vorbă, da. Dar na, nu putem la infinit. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația la podcast. Sperăm să ne mai vedem, să mai facem materiale. Ne vedem la challenge, că te-am invitat. Asta e. Chit că vreți, chit că nu, că am primit d-alea. Nu face cu el. Că e un nebun. Da, nu știu, mie nu mi se pare. Dar în sfârșit, fiecare cu percepții. Să nu se uite, dacă... Da. Nu vă uitați la episodul ăla. Sau din ala, dacă ți-i nu-ți place, nu vii, știi? Da, da. Te dai singur. Ești... Da, mă, asta a fost. Share, like și subscribe ca să ajungem la 1 milion, să dau burnout pe Arcul de Triumf. Asta e următorul sus target. Acolo? Păi sus acolo? Cum urci cu mașina? Silvia, cu Macara, am om. Am vorbit, Macaragiu. Bun. Și dacă nu-i poți de față, nici nu e legal. Am mai văzut similar la Saint-Tropez acolo, cu skigetul în piscină, dar cu șampanie în piscină. Da, mă, nu, eu vreau Parcul de... Am zis că dacă ajung la 1 milion de subscriber, dau burnout Parcul de Triumf. Să văd ce se întâmplă. Eu chiar vreau să văd, chiar sunt curios. Da, ce da. Se întâmplă? Pe raza localității, așa am dat. S-a descoperit un burnout. Asta știu, două de-astea frumoase cu limbajul ăsta de lemn de la poliție, știi, era că... Pe raza localității Cutărică, la orele 16:49, cetățeanul Cutărică, în urma unei gâlceave cu concubina, în urma acelor diferențe ireconciliabile, s-a urcat pe bicicletă, ducându-se la ieșirea din localitate, aruncându-se în gol de pe podul de peste râul Cutărică, în vederea sinuciderii. Adică era... Ce să mai zici? Exact. Mai poți să comentezi vreo... N-ai ce să zici. Țiplă imper. Domnule, reda... 10! Sau aia Ionel, cu... 10! La unde naiba era? În Râmnicu Vâlcea. A fost circ și a fugit elefantul. Și era tot așa, pe raza, în data de nu știu cum, a fost identificat un pachiderm. Pachiderm. Adică nu zic elefant, că n-ai voie, că nu poți să duci la comandant cu o linie simplă. A scăpat elefantul, l-au prins. Nu, trebuie să faci un text de ăla de 4 pagini în care zici așa și pe dincolo. Cum se... Da, sunt frumoase așa să le vezi. Sunt frumoase, da, da. Să nu Dele. Ai parte de ele, cum ar veni, știi? Așa da. E. Băi, mi-a făcut plăcere și na. Și mie. Când o să fac și o podcast, da, cu... mă chem. Chem pe Marius. Chem pe Marius primul. Luăm și acordeonul. Și cu acordeonul, bombă, da. Să fie, poate te cheamă lumea la anunți. Parcă văd acolo. Ce rog. Eu vreau. Eu dacă fac nuntă, te chem. Dar nu știu dacă fac. Dar dacă fac, te chem. De ce nu? Vedem. Vă mulțumesc că a stat atât de departe în acest clip și pentru asta trebuie să vă aduc aminte că în descrierea clipului aveți un link de unde puteți să vă downloadați Surf Shark gratuit pentru 3 luni de zile și nu uitați următoarele cu 83% reducere. Super tare!